ready. Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție a Chata Live, prezentată de Crippen și Doctorul. Salut, salut! Iar în această ediție l-avem invitat alături de noi pe SoWTF, sau what the fuck. Bună salut, ziua! Bogdan! Vă salut cu respect! Salut! Uite, te-am invitat pentru că foarte, foarte mulți din cei pe care îi aveam înainte în celelalte ediții, edițiile anterioare, ne-au spus că vor jucători de metinci, că metin este un joc foarte cunoscut și na, vor să știe cum e cu metinul. De fapt, ideea asta, întrebarea dacă joci metin devenise un light motiv al emisiunii și prima întrebare care îi se punea oricărui invitat era ceva de genul: ai jucat metin? Joci metin? Faci live pe metin? Și așa mai departe. Da, dar și-au tot în cap, știi, de dată ce au început cu metinul, acum când au trecut la Minecraft, gata, metinul joc de căcat, nu se poate și ceva. Au fost afirmații, au fost acuze, au fost like-uri și dislike-uri, dar în principiu a fost ok. Ish. Ok, ish. Mă bucur. Da. Băi, cum e mă cu metinul ăsta? Cum e? Mă, stai mă așa un pic, mă, stai să luăm și noi. Sunt foarte curios ce vrei. Să luăm și noi așa, cum să spun eu? Ia zi, cum? Știi cum e ca la pomană? Rânduiala, înțelegi? Nu știu. Zic omul să se prezinte, ce face, câți ani are sau ce informații vrea să ne dea despre el. Și pe urmă începem noi să asaltăm, că o să avem atât timp de Q&A-uri și atât. De fapt, da, dacă avem vreo 40 de minute de Q&A, poate chiar mai mult că e metin. Și da, întrebările la metin, sunt... La metin băgăm Q&A, frate, nu știu, cred că vorbim 5 minute și restul luăm numai Q&A. Da, da, să da. Mai aud eu de metin de acum acolo, că nu știu ce... Nu, și cum facem de acum încolo, să punem emisiunea și când întreabă cineva de metin, uite lingua aici. Afli tot despre metin. Exact. Bun, uite, cum a zis și Bogdan și doctorul, că pe amândoi vă cheamă Bogdan, adică e foarte tare. Doctorul nu mă deranjează. Ok, cum a zis și doctorul, so what the fuck, na, prezintă-te pentru cei care nu te cunosc. Da, deci mă cheamă Bogdan Timof, de mâine am sala. Săra am poate știe. În momentul de față asta am în cap. No, am început canalul de YouTube de prin 2009. Are numele Parkour Food pentru că pe vremea aia făceam parkour. Deci, deși foarte multă lume spunea că suntem niște babuini opăriți care se filmează. Aveam videoclipuri de alea, știi, normal, o filmare normală e pana mea, normală. Dar noi aveam filmări întoarse. Anormale. Da, cu muzică, nu știam noi de programe, de editare, dacă chestia asta. Dacă făceai parkour pe manele, era foarte tare. Nu, pe vremea aia nu plăceau manele. Pe vremea aia nu-i plăceau manele. Pe vremea aia. Am înțeles, da, da, da. După am dat și eu de anturaj de asta. No, deci, da, în 2009... muzica era întoarsă, curgeau versurile într-o parte așa. Postau numai de-astea din viața reală, nu mă interesa pe mine de jocuri. După, prin 2010, am început prima dată, am postat un videoclip cu Metin. Pe vremea aia postam și Conquer, jucam Conquer. În mare parte, MMO-uri de-astea nejucate. Adică, de fapt, atunci Metin era, dacă, și cred că și în momentul de față, Metin probabil e cel mai jucat MMORPG din România, nu știu. Poate mă înșel, dar eu așa zic, nu știu dacă există altul în România. A, în România. O secundă, Crippen. Da.
Avem pe cineva care a dat subscribe, n-ar vrea să fie moderator? Avem? Avem. Înseamnă că n-ar trebui. Nu avem chestia asta. Am primit un WISP și... Eu nu am scris nicăieri că cine își dă subscribe are moderator. Da, nu știu, o să încercăm să facem, n-aș vrea să... Ideea de subscribe este pentru următoarele giveaway-uri, știi? Giveaway-uri, o să... Deci, ideea de subscribe vine în felul următor. O să încercăm să facem și giveaway-uri fizice. Adică să facem diferite chestii, gen, nu știu, tricouri, șepci, chestii de genul. Și atunci or să existe un cost pentru expedierea lor, dacă nu sunteți din București. Și ne gândeam că banii care vin din subscribe să-i folosim la așa ceva. Așa că nu vă supărați pe noi dacă nu dăm moderator la toată lumea. Gândește-te că nu prea avem cum să dăm moderator, având în vedere că este o emisiune și... Poate da. Tu ai ceva cu unul dintre user, știi, și stai să-i dai mereu ban sau, eu știu, timeout e destul de nasol pentru noi. Înțelegi? Poate pe viitor vom schimba chestia asta, însă momentan subscriberii au parte, nu știu, mai mult de chestia asta de la giveaway-uri. Da, da, da. Vom vrea să facem giveaway-uri doar pentru subscriberi, pentru că vor fi substanțiale și... Ok, scuze Bogdan, go further. Go ahead. Așa, ce mai postam? Prin 2011, nu, de fapt toată chestia asta cu Meti nu era deloc cunoscută până prin 2012, pardon. Da. Atunci au început ăștia, s-au făcut cunoscuți ăștia, cu Minecraft-ul, cu Let's Play-ul, cu una alta, și prin 2013 au... confiscat, să spunem așa, au furat chestia asta cei cu Metinu și au început cu Let's Play-urile. Primii au fost așa, dacă vreți vă dau și numele, Lucky for Gaming, a fost primul, al doilea... De fapt nu, al doilea, cred că am fost odată, în aceeași zi am postat odată cu un băiat, Luțu Răzvan, care și momentul de față face și el Let's Play-uri cu Metin. Acum noi făceam așa o listă cu toți metinării, să vedem pe cine mai invităm, sau metiniștii, să vedem pe cine mai invităm atunci când e vorba de metin, știi? Așa, Lucky for Gaming, spune. E mereu vorba pe Dani. Noi am fost Dani, primii trei care ne-am apucat cu chestia asta, cu Let's Play-urile. Și am rămas, cum ar veni. Mereu e vorba de Metin, știi bine chestia asta. Asta cam așa e. Da, și după aia a început, am prins bine prin 2014 că am început să fiu dacă mai... De fapt, până în 2014 eram foarte plictisitor și după aia am început să fiu așa dacă mai... Mai retardat, să spunem. După toată lumea, ce amuzant ăsta, și da, așa am ajuns aici. Deci n-a contat neapărat că am exprimat greșit. Datorită stilului meu de joc incendiar, abilităților mele spectaculoase. That's good. Deci nu pentru că ai fost funny. Ba, și asta, dar sunt mai multe, nu știu, adică prima dată am început în 2012, am așa un obicei să spun 2020, nu știu ce. În 2012... Te bate la ușă și de-aia. Da. Până ce poate iau și permisul. Cine bate la ușă? 2020. Da. Prima dată nu postam de-astea cu... Mi-era rușine cu vocea mea, aveam o voce de-asta de pitic de grădină și... Ai fumat 30 de pachete de țigări și acum... Și m-am enervat, da, am băgat în mine țigări și gata. Te întreabă cineva dacă era muzica și muzica întoarsă, că dacă făceai cu... Am zis, mă, că deau versuri într-o... Păi da, da, m-a interesat mai mult dacă era ea invers pusă. Era de la coadă la cap. Da. Așa. Dacă aveți întrebări... Pentru Bogdan, pentru noi, păstrați-le pentru Q&A. Nu le mai spamați acum, că nu avem, nu suntem încă în momentul în care citim tot, chiar tot chat-ul și o să treacă întrebările. Deci dacă e mai încolo...
stai să le traduc eu. Caca, nu bun, nu comentarii. Ok, bun, asta e fost o premieră. Știi, uite, cred că așa ai putea avea ceva succes dacă ai face un dicționar de cuvinte pentru metiniști. Pentru metiniști sau pentru, da, metiniști. Nu mai puneți întrebări. Caca, nu bun, întrebări. Ce plictiseală e tipul din dreapta? Dreapta care? Dreapta lui sau what the fuck? Nu e nimeni. Înseamnă că nu e nimeni plictisitor și nici plictisit. Dacă am fața asta așa e pentru că astăzi am fost plecat un pic din București și sunt foarte obosit. Ieri am avut un eveniment până noaptea târziu și probabil din cauza asta am fața asta. N-am reușit să dorm deloc. Și eu n-am dormit de 3 zile și mă tot bătut. Ce scuze, da, dar cu mâine ai sala, înțeles. Nu, da, nu numai de asta. Știu băieți motivele. Ah, băieții știe motivele. Da. Adevărat? Știe. Exact. Ce doctorare face, da, genul? Why am I supposed to be here? Da. În față ceva de genul, bă, dar mai bine amânăm noi ediția de azi. Băi, dacă spuneai, nu se supăra nici Bogdan. Că el ea are de învățat pentru sală, pentru asta. Băi, eu am început emisiunea trecută. Dar nu m-a supărat decât ce. Ați bătut dragonul. Nici asta mă uitam și eu. Da, nu știu. E vreun dragon? Da, sunt doi. Dragonul din de fapt din camera de cristal V5, cum îi spune, și dragonul roșu, ăla clasic, care îl știți probabil din Țara de Foc, dar pe rol nu există decât la eveniment. Normal, dracu, păi nu merge la ele. Cum să nu știți așa ceva? Cum, dracu, mă? Dar eu mereu am avut probleme cu ăsta, cu dragonul ăla. Bă, da, ne sângeam mulți așa și să-l omorâm. Ai de cap, mă, și dura, frate, adică na, că nu puteai omorâ singur și... Și când mai dădea și o critică mai de aia dă, așa. Păi când dădea critică, am luat un 3 sferturi de viață odată, ești nebun. Cred. Ce-mi plac mie glumele astea, că îl țineți de coadă. Da, da, mă, îl ținem de coadă. Uh-huh. Cum a fost la Gamescom? Lume multă. Foarte multă. La Free Day Pass, multă lume, normal. Da. Și nu. Da. La ora 11 erau deja toate biletele vândute și trebuia să aștepți încă 5 ore până dădeau drumul la case să vândă iar. Erau ceva gen casele de la noi din supermarket? Unde... Nu, deci erau trenuri întregi de oameni care veneau din diferite orașe ale Germaniei. Știu. Pentru Gamescom. A fost incredibil. Da, a la fost party. Am avut, da, am avut drink up party. Nu mai am aia. Am avut tot asta de la Hitbox cu drink up party. A fost super. A fost și stream live la drink up party. Deci i-a arătat cum se matalesc aia. Da, a fost foarte multe nume din gaming. G2A. Lasă dracu Gamescom, vorbim mai încolo. Cineva zice ceva pe chat aici. Bogdan, ia fă-mă beatbox. Da, asta așa mă spamează pe mine mereu când fac live. Și gen, la un moment dat, nu voiam să fac beatbox, ci că fă beatbox dacă nu-ți pigne tu. Pleacă-mă de aici, mă piști tu pe mine, după aia două secunde, poc, nu ai. Rip. Păi, bine, dacă nu faci spignetul. Și hai crede-mă, că... la mine durează o secundă. Nu știu, n-am mai făcut de mult, dar hai că, ba, acolo o mostră. Ia, mă, să vedem. Ceva, da, v-a spus, dă-o mai făcut. Și o melodie întreagă. Cum ar fi, dacă asta e doar o monstră, sunt curios o melodie întreagă. Tare, mă știe, da. Știe de-astea. Chiar e foarte tare. Știe. Foarte. Vă mulțumesc. Pentru prima dată în la chat-a live, beatbox. Da. Trebuia să pui în colț acolo un cerculeț de la cu live. Da. Mai bagă, băi, gata, ați făcut omul. O mostră, m-a spus, mă. Ceva mic, nu e pregătit. Uite ce a zis Gana, zic că acum șterge monitorul. Dar nu, mă, că nu scuie. Am făcut, deci foarte multă lume crede că atunci când faci beatbox neapărat scui. Bă, dacă ai probleme, eu știu.
Dacă ai salivă, deci... spui, dacă n-ai... Nu, dar multă lume crede că ca să faci beatbox trebuie să bei foarte multă apă. Nu e neapărat nevoie. Adică cu bei mai multă apă, cu atât nu-ți ies sunetele atât de clean, nu știu, cel puțin la mine. Deci nu scuip când fac beatbox. Cântă și niște manele. Bă, nu. Dar vreau să văd cum face beatbox pe manele. Hai, băgăm și una acolo. Asta chiar nu știu, pe bune. Deci nu cred, stai. E prima oară când aud beatbox pe manele. Fără număr. Bă, trebuie să pui pe YouTube faza asta, că e tare rău de tot. Nu, da, mai cântă un pic, te rog, deci e foarte, foarte tare. Păi e ritmul ăsta, balcanic, să-i spunem. Mai, da, mă, părec. Pe bune, asta o pun pe YouTube, clar. A, ce, acum mai trebuie să fac o dată? Nu știu, da. Nu, altă melodie știi? Trebuie să dau, trebuie să încep fără număr, fără, și n-am cum să arunc cu banii, ca să te mă, nu mai are voie, mă, să facă beatbox pe bani. Nu, mă, ce-ai. Bun, și spuneai că după ce ai început să fii fani așa, lumea a început să te placă să... și te-ai jucat Metin. Înainte de Metin te-ai jucat și altceva? Da, mă duceam la sală, deci eram un căcăcios de asta de 5 ani, mă duceam fără permisiunea părinților la, aveam noi o sală de jocuri și pe atunci, nu știu, se juca CS 1.5, nu 1.6. Și am învățat eu să joc pe acolo, știam deja asta, cu, mă jucam cu Air Accelerator, știi, puneam minus 100, minus 1000 și făceam acolo un lan și jucam cu toți, ei aveau vreo 30 de ani, eu la 5 ani un căcăcios care avea știa să miște de mouse și ăștia intrau la mine pe server, că... Nu știu, chiar nu știu de ce, nu știu, erau undeva, erau 4-5. Și știi că dacă apăsai space și S, aveai gen speed hack-ul ăla, viteza aia. Da, și așa mi-au făcut eu o reputație pe acolo, mă jurau toți. Și cât toți morții, mă, de pici și ceva. Și asta e că trebuie să mă cezurez, cer scuze. Nu, stai, mă, știi că suntem pe internet, nu e... Da, doar suntem pe live, adică nu. Nu, da, da. Și cu asta am început prima și prima dată. Bine, așa mă jucam foarte mult, nu știu, știți, dar asta nu cred că... Astea sunt jocurile copilăriei, să spunem, Neighbors from Hell. Da, jucam, era ceva cu, nu știu, Wacky Races sau ceva gen, după ce la nebunie. Era și un desen animat după ăla. Mi-a dat cineva Whisper cu Adblock-ul. Băi, legat de Adblock, pentru că... m-ați tot rugat și mi-ați tot spus cei care sunt aici venind din stream-ul meu și din Facebook. Poate ați văzut, am făcut un cont de YouTube zilele săptămâna trecută. Am postat și un filmuleț în care sunt penibil pentru că l-am postat la vreo 3 dimineața și așa mai departe. Dar am încercat să fac chestia asta, am deschis contul de YouTube. Iar legat de adblockeri și alte probleme care ar să mai fie de genul ăsta, am să fac acolo vloguri. Și o să pun acolo vloguri în care o să vorbesc exact ce am spus și săptămâna trecută despre ideea de streamer și cu adblock-ul și cât de mult susțin cei care se uită la streamerii. Adică chestia asta cu adblock. Și o să pun acolo. Da. Și nu mai vreau să zic de fiecare dată emisiune, pentru că lumea o să supere, o să zică, bă, ăsta e obsedat, vreau bani, vreau nu știu ce. Nu. Eu o să pun acolo, cine vrea să uite, să uite, cine nu. Nu mai vreau să mai zic în emisiune. Mulțumesc. Asta am zis. No, probabil că o să faci, cum spui tu, o chestie de asta, o chestie de asta, un vlog despre adblock și beneficiile adblock-ului. Nu, vreau să fac un vlog în care să explic de ce e bine să ai adblock pe calculator, de ce s-a inventat adblock-ul, da? Ce înseamnă Google Ads, da? Că de acolo vine ideea de adblock, și cum poți face ca să folosești în continuare Google Ads, ca să ăsta, adblock-ul să nu te mai urmărească Google Ads-ul peste tot pe unde intri și peste tot pe unde navighezi. Și în același timp să poți ajuta un om, să zicem ajuta între ghilimele, da, un streamer sau un YouTuber, poți ajuta cu adblock-ul. Și poți să vorbesc mai mult acolo. Bun. Atunci.
Da. La ce sumă se învârt subscriberii tăi pe... Acum, cred că luna asta fac și eu 50.000. Și, O sumă da, e... frumoșică. Da, păi de abia de acum cred că începe să crească canalul mai strident, se spune, că până acum... Așa și Depinde. așa. Contează Oricum foarte... vreau să... Da, spune. Zi ce vrei să faci. Zic că vreau să mă... Nu vreau să rămân doar la Metin, vreau să măresc conținutul, să încep Oh! și cu... Metin 3 sau ce? Se cu... face A, Metin. nu, 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 Iese Metin adică... 3, mă. Este, mă, aia Este un, era. da, Uite, mă. Metin 3. Zi, că dacă ieșim din zona asta un pic, din zona de Metin, poate înțelegem și... nu, glumeam. Nu, zi, ce vrea să mai joci? Nu, păi în mare parte am început acum niște serii noi, adică cu Counter-Strike, bine, Global Offensive. Să spunem că nu prea prinde Ei. bine pentru că multă lume consideră că sunt boostat. Am jucat cu Creeper, știi, și Dacă nu faci live cu CS, nu existi, mă. da, la mine e o problemă. Când fac live cu Înțelegi? filmez cu Open Broadcaster Software, se aude numai pe, se inversează sonorul și aud invers. What? Da, nu știu ce. Numai la CS îmi face așa. Eu pățeam chestia asta la Batman, la Arkham Knight. Când făceam stânga cu mașina, camera fugea în dreapta. Exact, da, nu știu. Cum e că ți se inversează sunetul? Pur și simplu aud invers, adică în loc să aud normal casca stângă, să aud playerii din stânga. A, ți inversează stereo, ca să zic așa. Exact, da. Da. Și mai vreau să fac și ceva, vloguri, montaje, chestii de astea. Bine, montaje cu asta am început, adică să revin la ceea ce am început, videoclipuri și din viața reală, nu numai Metin și Armetin. Bun. Și crezi că o să faci destule chestii încât YouTube-ul să fie ceva ok și pentru tine? Păi YouTube-ul e ceva ok și pentru mine, că dacă nu era ok, nu mai... Și vrei mai ok, să înțeleg. Păi dacă pot, dacă consider eu Ce că... crezi că va prinde mai bine? Omegle? Gaming-ul sau... Deci dacă acum intru pe Omegle, zic, cred că dacă... Oricine pe lumea asta, dacă are puțin amuzament în el, dacă intre pe Omegle și face acolo mișto de 2-3 persoane, imediat ajunge celebr. Și pe lângă asta, vlogurile, ai văzut, deci mare parte vlogării prin foarte bine. Și mai bine prin ăștia care gen au fost pe vlog și au tras pe gaming. Bine, acum depinde și dacă au ceva în ei, dar... Câte clipuri pui pe zi? Unu. Unul pe zi? Da. Există zile în care nu pui nimic? Da, dacă nu pun o zi, după postez două sau așa, mă revanșez, să spunem. Ci se vede diferența? Când postez sau când nu postez acum. Când postezi o zi și față de când postezi după 2 zile două clipuri. Nu știu. A, da, normal. Păi uite, dacă stai așa să spun, n-am postat ieri, dacă nu mă înșel. Nu, n-am postat acum 2 zile, n-am postat video și am făcut vizualizări doar pe ultimul videoclip postat, știi, n-am mai făcut. N-am Lumea înțeles. se urmărește gen următorul, ăsta, ultimul videoclip pe care l-am postat, ăla verificăm încă o dată, să spunem. Să vadă, băi, am mai postat ceva, nu am mai postat, cam așa e tot treaba. Mamă, ce a început să curgă time-out aici. Deci e de mult time-out la băiatul ăla care a zis cu cine o să are Nu clipul. am dat niciun time-out nicăieri. Nu ai dat? A dat cineva Nu. time-out. A zis Păi uitați-vă mai cine o avem să are și noi clipul. moderatori aici. Mie-mi place nasul meu, e mare. Cred că și el tot asta zice. Toți Nu râdea, este atât de zicea, uite mare. ce nas mare are clipul. Da, este direct proporțional Ei când bat în cu... Dar tastatură nu se cuște mai, foarte. Este lași. direct proporțional cu mărimea labei mele de la picior. Port mult la picior și de aia. Ai laba Am mare? laba mare, da, adică... Ok. Și Am că înțeles. zice unul minte când nu postează înjurăm și plângem în pernă. Voiam să ascund chestia asta, dar m-ați prins cam. Da, mă rog. Adică, nu știu, metiniștii sunt foarte ciudați. Dacă pe Minecraft oamenii se înjură, nu știu, sunt la seriile astea, dacă îi distruge casa la unul, încep toți. Bă, handicapatul de ce ai distrus casa, asta 5 ore să facă, nu știu. La Metin e în felul următor, dacă ești YouTuber și îți faci un server de Metin și nu le place, nu le merge ceva, gata, bă, ăsta e handicapat. Gata, dislike, nu-ți Ce mai place server ceva. prost, că e ăla prost. Da. Măcar... Sau dacă faci altceva, dacă stai 20 de minute să spunem că filmezi altceva și în loc să lucrezi la server, bă, ce faci ăsta, mă, în loc să lucrezi la server? De asta e epic ca server, că asta nu faci nimic. Păi da ce?
Mamă, ce glumă bună am citit aici. Auzi, mă, ce că nasul tău zici că e o pârtie de schi. Da. Pam, pam. Pe să dau toți campionii olimpici la schi. Da. Fac instrucție pe nasul meu și după aceea se duc la olimpiade. Da, Metin dăm 2. și giveaway. Facem și giveaway și azi. Facem, facem, cum să nu facem? Facem, v-am promis Normal că că facem. facem în fiecare emisiune. N-avem de dat giveaway, nu mai facem emisiune. Dacă le făceați un giveaway cu un cont de 115 euro, cred că aveați 2000 de view-uri. Cu ce anume? Cu un cont de 115 euro. 115 RON? Euro. Pe Metin 2 euro, pe oficial. Nu știu, Da. zi-mi ce înseamnă asta, că poate pot să fac rost. Deci există mai multe server, fiecare Așa. țară are un server oficial. A, să dau Deci. un server de pe. Am Nu, 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 înțeles. să dai un Cont, cont de un pe. cont făcut pe serverul respectiv. Aha. Bă, mă interesez. 105 euro. Da, Vor zi și vreau. mie, te rog frumos, care este. Ce trebuie să facem, Metin? Că am văzut că m-am uitat la tine pe stream și am văzut că dai în pietre și. Și ei nu dau în mine. Deci se mânaia minera, așa, știi? Bă, era o piatră de nudă, dar și era așa, știi? Merge el, tic, 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 dă de o piatră și zice, băi, uite-mă, Metinu, tic, 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 hai repede tot, tic, 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 și dau mai mulți în piatra aia. A, dracu, piatră, dar de ce? Cu ce a greșit piatra? Nu, păi Metin e în felul următor. Metin e un joc și player versus mob, dar și player versus player. Adică PvP, prima dată te dă level 1, sau depinde acum de server, dacă vorbim de oficial te dă level 1, faci tu un level mai avansat, după care îți faci iteme. E asemănător cu WoW, să-i spunem așa. Am Doar că aici e înțeles. altfel gameplay-ul, pentru că nu pe WoW. Asta e că seamănă cu ou, dar n-are nicio legătură. Păi am 200 MMO-uri. Fața mea, că fața mea e priceless. Mulțumesc. Da, mă. Pentru unele lucruri. Așa. Da, mă, nu știai Metinul, am făcut eu o confuzie într-o ediție anterioară, știi, și confundam Metinul cu un MOBA și până nu am intrat și m-am uitat, Metinul e un fel de MMO, așa. Nu Pe e WoW. MMORPG. Ai mai încercat să joci și alte MMO-uri? Am jucat World of Warcraft, dar nu pe serverul oficial pentru că nu mi-a plăcut. Nu m-a atras chiar atât de mult. Am jucat pe un privat. Și pe mine nu mă atrage să dau bani. Lunea. Păi, nu știu, nu parcă nu văd așa rostul să dau. Mai ales că am jucat maxim, nu știu, am jucat, gen a făcut top 10 în 2 zile după m-am lansat. Cu cine joacă Privat. ăsta? Cu Dinamo, frate, la ora 9. Nu mai spamați cu fotbal. Da, așa, am mai jucat și, cred că și Conquer se pune ca MMO, nu? Probabil da. Tudor s-a încercat să joci? Nu? Nu știu, eu am. La mine cred că cam așa stă istoria mea de jocuri. Jocurile copilăriei, Metin, Counter-Strike și atât. A, și FIFA, și Wrestling, și Euro Truck Simulator, și GTA 5, și Deci Sub. Metinul este un fel de între jocurile copilăriei și Counter-Strike. Da, cam așa ceva, adică. Da, am jucat și Minecraft. Deci n-ai încercat Guild Wars. Îl spun pentru că eu l-am jucat și mi s-a părut super tare. Nu știu, eu dacă acum aș trece pe un alt MMO, RPG sau MMO, ce mai există, nu mai știu. MMO. Așa, se spune așa. Da? Multă lume crede că eu fac chestia numai pentru bani. Și, ai un căcat, nu mă apuc, postează meci, ce cu serverul de ce ai picat, orice se rezumă la serverul, ce aș face acum, în momentul de față. Și Când nu, n-am faci emoții, da. Q&A, pe la vreo 9 și 10, 9 și un sfert, așa. După hardware, știți bine. Da. Nu mă, pentru mine e ceva cuplit să stau acum să vorbesc că după ce am stat 3 zile, am stat numai cu fața în monitor și A făcut chestionare. nu numai chestionare. Și serverul. Deci urați baftă, Nu, mă, mă, a lucrat noi numai la cu... server, când aia l-are, nu? Ce Da, mă. chestionare, ce altceva, nu? Da, Lasă-o cu permisul la poți să le oricând. mă. Serverul contează, să fie Exact. up and running. Up in the air. Bagă-mă, Metin. Nu se joacă, Metin.
acum. Nu jucăm. Se anunță ceva Metin 3, știi? Sincer nu cred, să sunt șanse mari. Adică prin 2020 cred că probabil, când nu o să mai fie nimic de Metin 2, să spunem. În momentul de față, multă lume crede că Metin 1 nici măcar nu există, dar este Metin 1, a apărut prin, nu știu, păi probabil 2. Că nu se numea asta Metin 2. Da, da. Nu, da, foarte multă lume... Este o logică, înțeleg. Vine comparația între Cota și... Eu n-am văzut, și... jur, n-am văzut niciodată un joc în care se numea asta să înceapă direct cu 2. Sau cu 3. Warcraft 3. Păi da, 2 și 1, Păi așa pot să spun că era un privat de Metin care era Metin 35, ăla de ce se numea 35? Erau 35 de oameni atâta. S-au stat 35 de minute să fac. Da, mă, da, zic așa de jocuri. Da. Treba cineva dacă joci LOL. Da, am jucat și LOL. 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 Am jucat și Dota, am încercat multe, adică pe LOL jucam cu colegi și... Te-ai uitat la TI, stai să pun... Întrebarea care am auzit-o în ultimele zile. Bă, ai văzut TI-ul? Dacă spun că nu știu ce e aia, mă crezi? The International 5 la The Dota. The International, Dota, The International. Ah, cum să nu știu așa. Marea ceva. Este, cum să spun eu, este perioada în an în care Valve face bani. Înțelegi? Băi. Vând compendiumuri, vând pungulițe cu Dota pe la... Pe la Seattle, pe acolo și așa mai departe. E perioada în an în care Dota face bani, Valve le face bani. Interesant. Da, iar răspunsul era nu. N-am văzut ea eu. Da, m-au câștigat. Au câștigat ea. Evil Geniuses. Da, Evil Geniuses. Evil Geniuses, Geniuses. A câștigat EG-ul, a plecat acasă cu 6,6 milioane de dolari. Ce puțin. Doar. Da, un rahat. Nu, că... Știi, asta fac pe zi din serverul ăsta. Cam aseară și vorbeam cu cineva și ziceam, zic, bă, îți dai seama că se duc ăștia de pe locul 3-4 acasă. Deci, bă, ce, nu sunt supărat, mă, de ce, mă, bă, am pierdut la TI, n-au descalificat, aia am ieșit pe locul 5, am ieșit pe locul 6. Și cât ai venit acasă? Cu vreo 300.000, 400.000 de dolari, dar nu e... Înțelegi? Deci la ei în zona asta cam așa se discută. Da, dar nu e viață, frate, adică... Nu. Bine, da. La ei nu cred că e vorba de bani, e vorba mai mult de... Reputație. Totuși e... Uite-te ce înseamnă la ei reputație. Ți-aduce aminte cine a câștigat anul trecut TI-ul? TI-4? Erau unii care se numeau newbie. Da, chinezi. Chinezii care s-au format înainte de TI, știi? Da, știu. Toată lumea, wow, o echipă care nu s-a mai auzit a câștigat. Anul ăsta a fost scoase în prima calificare. Adică să înțelegi ce înseamnă pentru ei performanță, reputație. Băi, și au scos bani și... N-avi ce au făcut. Vrei să zic eu ce s-a întâmplat? Vrei să zic eu ce înseamnă reputație? Suntem o rușine. O rușine. Avem doi români la TI. Și sunt o rușine. Îmi cer scuze față de Bone, de la Cloud9, Bone7, românul nostru care e acolo, dar m-a dezamăgit total, nu pe mine. Pe mine ca consumator de Dota, nu pe mine ca om, la ceea ce a făcut la TI. Meci în care în minutul 60 să fii level 14. Wow. Mi s-a părut absurd. Chiar absurd. 20 fiind maxim. 24, așa. Da? Fiind maxim. La level 14 nici măcar n-ai ultimata de level 3. Nu contează, dar eu simt că multe echipe de acolo ocupă locuri altora. Și nu fac reclamă la alte echipe sau așa mai departe. Dar ocupă locul altora. Ar trebui să-i lase pe alții să joace. Nu. Acum, mă spun eu. Nu știu ce s-a fi întâmplat cu ei. Poroșile celor care fraudează România, ce să le cer? N-am ce să le cer, pentru că ăia asta fac. În minutul 60, da, level 14. Hai să fim serioși, până acum, de fapt, cred că toți românii pe chestia asta sunt doar pe interes. Am înțeles foarte bine ideea de a fi păsărel, probabil știți pe păsărel, îl salut dacă se uită, pentru că îl știu, de a fi coach,
Mi s-a părut o idee super bună, pentru că Păsărel a jucat multă Dota înainte și probabil are niște strategii destul de cam bune. Cam cel mai experimentat jucător exact, din exact, român. Exact. Și mi s-a părut o idee super bună și pe urmă, da, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu care a fost treaba. Ideea e că și ei, alții de la, cum le zicem, SIDEC, care au jucat în finală, și ea la fel. Astea au fost singurele înfrângeri care le-au avut. Vă dați seama? Deci e o echipă care s-a format exact ca Newbie. Newbie. Identic. Și de când au intrat, până aseară, ei nu au avut nicio înfrângere. Au câștigat tot ce au prins. Deci toate meciurile care le-au avut, și au avut, frate, 30 de meciuri, le-au câștigat pe toate, până în finală. Și în finală s-au bătut cu ăștia. Și a pierdut cu 3-1. Le-au mai luat un meci. Bine, a fost așa. Doamne. Da? Da. Și, mă rog. Da, mă, v-am vrut să zic chestia asta cu Tiaiu, că a fost recentă și toată lumea era super hype cu... Am avut, din păcate, aseară un eveniment și n-am putut să văd mare lucru. Am ajuns la vreo 3 acasă, rupt de oboseală, am apucat să văd al doilea, o parte din al doilea meci, nu, din al treilea meci, pardon, când deja era 1-1, și n-am mai apucat să... Doctore, mai vorbești, mă, mult aiurea. Ce vorbesc aiurea, mă, pe bune, zi-mi. Aici doctorul își dă și sufletul, cum mai vorbești mult aiurea? Dar ce am zis aiurea, că nu, pe bune. Zi-mi ce am zis aiurea. Mă, știi ce o să zic, nu? Tot. Tot ai zis. Ce bagă, bă, meci? Mi-a dat un capac, dar nu-i lângă mine. Whatever. Dar zi-mi ce am zis aiurea. Nu, dar mi-a dat niște aiurea. Eu învăț, frate, eu învăț. La Anicari, am învăț în continuare. Zi-mi ce am zis aiurea, că poate știu să nu mai vorbesc aiurea. Ai, vrei să spun eu ce ai zis aiurea? Ia, zi-mi ce am zis aiurea. În primul rând, vorbim de Metin 2. Am înțeles că Metin 2 cu Dota 2, 2-ul ăla la, la un... Nu, nu, da, frate, spuneam... am zis că facem giveaway după prezentarea de hardware. Ce naiba? Noi eu spuneam de faptul că am văzut un jucător de Dota 2 care era așa revoluționat că Metin 2 nu are un joc precedent, nu există Metin 1, Metin 2 a apărut așa deodată. Și asta trebuie să înțeleagă el. Și Quake 3 la fel. Toată lumea s-a jucat Quake 3, dar nu prea, dar sunt, jucători. Nu prea sunt jucători de Quake 1 și Quake 2. 2. Ba, amintiri din copilărie era cu Nică, cu astea, nu era cu Dota. Dacă tu îmi spui că îți zic de amintiri din copilărie. Dacă vrei să fac și eu rezumat de la amintiri din copilărie. Amintiri din copilărie care tocmai s-a terminat ieri, știi Tiaiu? Da, exact, știi Tiaiu? Bă, hai să zic ce s-a întâmplat la tine, frate. Pe ultima carte a lor citită e Iureșul. Da, Iureș, exact. Nu, mă, nu, știi care e ultima carte citită a celor care joacă Metin? Dragonul roșu de acolo, de la... care e greu de bătut. Octombrie roșu. Și care e carte? Dragonul roșu de Metin 2. Da. Uite, și că există Metin 1, se juca în 2007 în sală. Ok. Jucam la sal, păi în 2007 exista Metin 2. Și că se pare că nu ai prins ideea. Bă, eu sunt mai cretin așa de felul meu și IQ 10, înțelegi? Și nu prind ideile. Trec așa pe lângă mine. Am căștile astea mari, știi? Și mă protejează de idei. Bune de altfel. Da? Nu-i problemă. Îți mulțumesc mult de tot pentru atenție. Băi, măcar îl interesează, știi? Da, orice, exact. Păi tocmai asta zic. Îi mulțumesc pentru atenție. A ascultat ce am zis. Revenim la Metin. Cum puteți vedea, Metin 1, gameplay Metina 1. Mulțumim, Gane. Nu mă apuc acum să vorbești de LOL, că îți dai seama că iar mă înjură. Eu, în România a apărut în 2009. Știu că a apărut în septembrie 2009. Ah, chiar. Stai, mă, că știu. Ce jocuri ai că te mai joci? Counter-Strike și LOL, nu? Nu neapărat, adică în ultima vreme am început să joc mai mult Counter-Strike. Counter-Strike. Dacă da. Vorbim de Counter-Strike e ok, pentru că și ei se uită la Bogdan cum se joacă CS, dar nu se uită. Și na. Da? Vorbim de CS.
Sau dacă vrei GTA 5, mă întrebi acolo, nu știu. Bă, da, uite, GTA 5. Oh, GTA 5. Acum, da. Atunci eu vă las pe voi să vorbiți de GTA 5. Nu, mă, nu, hai să vorbim și că vă dăm serios. Vorbim de Metin pentru că aș ceru Metin. Da. Și am vorbit de Metin. Într-adevăr, nu suntem atât de bine rădăcinați în joc cu Metin pentru că nu am avut experiența Metin de Metin 2. Dar Metin sunt 2. Eu. Sunt eu aici. Da, beau spirit. Nu știu, de la tine spiritul nu e e transparent? La mine e albastru așa spiritul. Da, nu știu, l-am trecut cu pâine, știi? L-ai trecut prin pâine, da, exact. Asta vreau să zic. Așa. Da. Atunci hai să vorbim, mă, de Metin 2 sau când. Da, mă, vorbim, uite, v-am discutat, am zis de MMO-uri, dacă a încercat altceva, nu știu, Ion, Guild Wars, MMO-uri care au... Da, am jucat Ion, mi-a recomandat un prieten, am intrat și după am ieșit, nu știu, aveam internetul, aveam o conexiune foarte slabă la... Era, nu știu, cred că prin 2012 și aveam un internet foarte slab și mergea foarte prost. Mm-hmm. Și acum, sincer, aș încerca, că am înțeles că e destul interesant. Dar nu pot, pentru că trebuie să mă pun de server. Stai ceva timp până îl downloadezi, nu? până îl iei. Păi nu, că nu mai am treabă cu conexiunea internet. Uite-mă, un om care... Uite-mă, ne-a scos somnul. Băi, Mircea, bă, când te văd îți strâng mâna, mă. Ne-a scos somnul. Zi-mă care e caracterul tău preferat din Metin 2. Uite-mă, nu știu în ce întrebări să pun. Știe lumea, dacă au venit aici pentru mine, știu. Este ninja-lăul, ninja. Ninja-lăul. Da, acum a apărut un caracter nou, Lican, deși multă lume nu credea că o să apară așa ceva și acum cică altă firmă care vor să facă ei să revoluționeze Metinul mai încearcă să mai facă încă un caracter, dar din câte am văzut e mai varză ca asta. Te-ai jucat cu toate? Eu da. E adică bine. Am început. Și care e mai profitabil, ca să zic așa? Păi depinde, la ninja e în felul următor, aici trebuie să ai și o tactică pe lângă iteme, știi? Pentru că ninja-lău nu are chiar așa mare damage în comparație cu, nu știu să spun, un war mental. Probabil acum vorbesc singur aici, dar știi băieți. Spunem că war mental dă foarte mult pe skill. Ninja-ul dă moderat, să-i spunem, nu dă, n-are un damage excesiv. Însă sunt combo-uri și de-astea în care ai un avantaj. Dacă am jucat MU, mă, n-am jucat MU. MU online, nu la asta te referi, nu? Am jucat și Warcraft 3. Warcraft 3. Tu ai început direct cu astea, Metin 2, Warcraft 3. Dota 4, Counter-Strike GO, adică le-a luat așa de la... Nu, a zis că a început cu 1.6, 1.5, 1.5, azi 1.5. Da. Oricum, Metin e un joc complex, adică nu poți să-l înveți deodată, să știi complet. Pentru că înveți ceva, uiți ceva, știi? Am înțeles. E că bine, în comparație cu alte jocuri, Metin e un joc de căcat, dar da. Da, uite, chestie bună cine... Băi, mulțumim mult de tău, bă, sunteți niște oameni adevărați, ne scoateți mereu când mai punem o întrebare. Dacă citești chat-ul ăsta, cred că am 10 întrebări bune pentru tine. Ia zic, care ar fi diferențe între ăla din 2009 și ăsta din 2015, așa? Păi ăla din 2009 era old school, adică... Aveau niște spirit, de... să știi. Uite, eu leac albastru. Da. A mai rămas, era pâinea proastă. Era pâine, dar cu 3 zile am mai trecut pâinea, știi, și mai absorbește bine. Da, deci revenind la întrebare, Metinul din 2009 era puțin mai jucabil, să spunem așa, nu era atât de pay to win, pentru că în momentul de față, dacă stăm să vorbim despre oficial, e pay to win. Dacă ai băgat 5 milioane, tu te scoți, deja faci ce fac alții într-un an, să spunem, bine, nu neapărat, depinde. Și, nu știu, diferența ar fi că înainte... Orice prost înțelegeam Metinul, acum nici eu măcar nu mai înțeleg. Sunt foarte multe chestii, foarte multe buguri, foarte multe probleme, să spunem așa. Dacă mâine n-ar mai merge Metin să mai intri deloc, ar închide ei, nu știu, s-ar întâmpla ceva. Ce ai face? Pe ce te-ai jucat? Pe ce,
ce te-ai jucat, pe ce te-ai bazat? Păi deci m-am apucat de Madden de prin 2008-2009 de pe acolo. Și prin 2010 mi s-a scârbit total, nu mai îmi plăcea deloc și am jucat acest 1.6 Hide and Seek Aspartu până mi-am fracturat, să spunem, degetul mic. Și What? după aia am trecut înapoi la Madden. Da. Deci Crezi probabil la că ai acest avea știu. același număr de vizionari? Da, pentru că dacă mă apuc de ceva serios, eu îl joc până ajung la un nivel, să spunem, mai competitiv, nu joc doar ca să fie jucat. Am înțeles. San Andreas multiplayer. Întreabă cineva, dar vorbim de Metin. Deci nu m-ați lăsat pe mine să vorbesc de Dota, ați vorbit de Metin și acum vreți să-l întreb de San Andreas. Never, frate. Da, păi am Never. trecut la sesiunea de Q&A. N-am trecut la Kenny, am mai citit așa păsărite. Că să începem în 2 minute hardware-ul ăla. Cât de departe îți dorește să ajungă cu serverul? Astea sunt întrebări care se merită puse aici, știi? Și de asta zic, adică să mai treacă timpul. A, păi în cazul ăsta... Nu, mă, nu, am glumit. Chiar, unde ai dori să ajungi cu serverul? Păi nu vreau să ajung neapărat foarte departe. Eu mă gândesc așa, deschid serverul, vreau să intru cât mai rapid în normalitate, să nu mai fie lumea nebunită. Și nici măcar nu voiam să fie așa cum e acum, în momentul de față. Pentru că am făcut mai înainte, gen, niște videoclipuri când serverul era în versiunea alfa, după în versiunea beta, în beta, pardon. Și au început mulți să fie... Ce faci acum? Au început mulți să fie obsedat, nu știu, să fie obsedați, pardon. Adică pur și simplu, orice mișcare aș face, eu... E cumplită situația, gata, nu se mai poate așa ceva, uite ce idiot, o să se întâmple la fel cum au mai fost și alte servere, o să pice în 2 zile, ei știu deja, știu tot ce se va întâmpla. Știu eu ce vreau să fac și când vreau să mă opresc. Da, mă, v-am spus că am o problemă, nu mai pot să le cuvinte. După mâine, poi mâine, când o să bag și un somn de măcar 10 ore, vă vorbesc corect gramatical și vă vin aici cu ce vreți voi. Se trăiește bine în YouTube? Depinde cât de comercial ești. Adică dacă bagi mu muzică comercială, nu? Nu, adică și la... Cred că din Metin se scoate mai bine banii din toate jocurile. Din Metin? Da. Și spun asta sincer, pentru că știu prea bine. Am fost administrator la un server, să spunem așa, din care s-au scos 2000 de euro într-o săptămână după a refuzat tipul să mai iei bani. Și i-a pierdut pentru că n-a știut să-i țină, să spunem așa. Deci, doctore, ce părere ai de flodul care îl primește soft? Deci, unu, De ce 2S? părere ai de flodul pe care îl primește? What the fuck? Și doi, de ce aș avea eu o părere despre flod? Când Da, nu, E de treabă! Nu știu E ce bun. e, Noi ce e, nu dar... vrem să ne punem rău cu flodul, pentru că flodul... E un fel de ăștia, cum le zicea, naf, așa? Mie mi-e E frică. mai rău, e mai rău. Nu, sunt niște băieți care au cumpărat rut la 10 euro, s-au adunat între ei mai mulți și mi-atacă mie serverul. Și alte servere, nu mai am. Sunt un fel de bully pe online, așa. Am înțeles. Ce să zic, asta e, se întâmplă și la case mai mari. Da, și de asta sunt eu acum. Dacă vă uitați pe ultimul videoclip, nu știu, am vreo 70 de dislike-uri. Wow. Păi... Înseamnă că n-ai fost Sunt funny. rănit. Uite, cineva zice că din LoL ai face mai mulți bani cu boosting-ul. Nu cred. Nu știu, pur și simplu nu cred. Ce Adică poți dacă să sta... Îți spun așa fac un exemplu. Dacă vă uitați, sunt diferiți YouTuber de ăștia mai mari care fac gameplay promovări la serveri de Madden 2 pentru bani. Da. Deși eu n-am nicio treabă cu Madden. Deci nu pot să spui că nu se scot bani chestia asta. Păi da, și invers, probabil că sunt jucători de Madden care fac bani de pe urma lolului. Promovând, Nu nu știu, cunosc niciun caz. niște site-uri de boost pe LOL. Sau de În România nu cred că există așa Elo ceva. Boosting. Nic, întrebarea asta mi-ai pus o întrebare. Spunem ce am în ideea în care ai văzut scris acolo profesie. Doctor, nu ghicitor. Spunem ce am.
Știți faza cu aia, nu? Ghicesc orice și sună și zici, Da, mă da, da. cheamă. Păi de unde să știu? Păi tu te trec, nu ghicești nimic atunci. Așa și tu, spune-mi ce am. Nu știu, frate, ce ai. Scame în sânge. Nu, bă, nu. Nu știu, poate de are, mai delicat, dar nu. Păi poate... A, uite cine știe, din site-uri porno faci cei mai, cel mai mulți bani, cel mai bine bani. Nu neg. Nu știu, ai tu niște statistici? Eu? Păi frate, deci m-ai întrebat caza Clio, m-ai întrebat de 10, de 3 ori, de 3 ori ți-am dat, ți-am răspuns pe chat, nu joc metin, deci în consecință nu am un caracter preferat. Mulțumesc. Nu joc metin. Mie îmi place caracterul coleric, dacă vrei să-ți spun. Sincer, e un caracter foarte bun. Mă... Chiar cred că eu sunt unul dintre el. Unul dintre ei. Of. Probabil că ar trebui să anunțăm hardware-ul, da. După hai care giveaway-ul și să facem da. Și ăsta Q&A-ul. Că văd că la asta vă pricepe și la mine. O să ajungem să facem emisiunea asta de Q&A. Vorbim 20 de minute la început, acolo arătăm ceva, gata. După aia Q&A, și aia e. Bă, nu m-a întrebat de Dota, m-a întrebat de Metin. Da, Dota joc, da, și joc cu Scar. Și... Dacă nu joc cu Scar, joc cu Scar. Bun. Nu sunt mă flegmatic, n-am niciunde. Nu sunt. Dar de ce? O rămas puțin de aseară. Adică, da, nu sunt mă flegmatic, ce ai? Adică nu? Cum așa adică asta nu e flegmatic, ce te face să crezi așa ceva? Da, nu, mă confunzi. Unde mai vezi? Din profil așa sau cum? Bun, ceea ce vom face acum este să vă punem o prezentare, un filmuleț, iar pe el, pe durata filmulețului, doctorul, doctorul, că e fără L, va prezenta... Bagă filmuleț. Cu cuvintele lui, să mă arăt să fac. Cu cuvintele, bagă filmuleț. Stai că nu e bine. Ceva nu e bine. Nu e bine ca să nu fie rău. Dar nu e bine ceva. Ce nu e bine, mă? Aici... E laptop, nu e laptop, e un desktop. Gata, mă, acum e bine. Acum e bine, dar te-ai dus... Nu m-am mai dus, e tot ok. Gata. Unde e, mă, ok? Gata. Ți-ar Windows 10-le. Press Enter. Your porn movie has finished download. Am văzut asta de mai departe. Ok. Da, mă, după cum vedeți și se vede și pe ecran, vreau să vă prezint G20 în seara. Ba, l-ați mai văzut prin magazine, l-ați mai văzut pe la evenimente, nu știu, l-ați mai văzut pe undeva, pe unde l-ați mai văzut, pe unde l-am mai dus. Astăzi vreau să vi-l arăt în carne și oase. Am un G20 aici lângă mine, G20 AJ. E ăla cu i7, cu 16 giga, cu GTX 760 pe 256 de biți. La Bobo, da, și Bobo l-a avut și aici. O să iau camera ca să vi-l arăt. Numai că trebuie să văd și ce văd pe cameră. Să dau așa. Așa. Așa, și am să iau camera să vi-l arăt. Ăsta e G20. Da, după cum știți, designul ăsta super. Care e filmulețul acum, da, taie-mă, scoate filmulețul, că nu trebuie să știi. Îl caut pe YouTube și îl găsesc. Da. Hai să le arăt, să vede fața mea așa frumos. Hai, punem, oricum s-a terminat filmulețul, a ajuns, da. S-a terminat, s-a terminat. Și cu i7 și Titan X, tot metin mă joc. E bine, frate, asta e. Asta înseamnă să fii fidel. Exact. Taci. Gata? Mă văd? Nu, mă văd, da? Ok. Ăsta e G20. Dacă l-am luat de la față la spate. Hai să-l iau invers. Da, mi-ajunge camera, mi-ajunge. Ok. Ăsta e G20. Așa arată el pe față. Ok? Așa frumos e. Nu pot să-l aprind acum, că nu mai am prize pe aici pe lângă mine. Dacă aveam prize și l-aprindeam, să vedeți că toată zona asta de aici se face colorată și sunt vreo 8 milioane de culori, adică sunt reduri RGB. Asta e unitate optică, frumos aici, e un DVD combo, adică
un Blu-ray combo, adică are și Blu-ray, citește și Blu-ray-uri, cam nesemnificativă, dar există. Aici a jos două USB-uri 3.0 și conectic audio frontală. Ce mișto, știi ce e mișto la USB-urile astea? Ce e mișto la asta? Că dacă îi activezi funcția aia Power Charger, chiar dacă PC-ul e închis, și, adică e off, îți încarcă, frate, telefon, tabletă, ce-i bași pe USB. E foarte tare chestia asta. Așa, asta e partea de sus. Ce frumos se vede aici. Asta e grila de aerisire. Pe aici aș face la aerisirea. Fanta asta mică. Problema la ele e să nu puneți nimic aici sus. Bă, mi-aduc aminte că am fost cu ele la LSE, știți LSE-ul? La partiul ăla de la Politehnică. Le-am dus la băi să joace Dota pe 5 din astea. Și am dus astea și a pus un nou ciocolată aici, frate. Bă, știți cum a luat-o? Era milkshake. Se pe bune, era. Deci aici are răcire, da? Și acum haideți să vă arăt și partea din spate, panou în spate. Două USB-uri 2.0, încă două USB-uri 3.0, încă două 2.0, LAN-ul, care este Intel și e gigabit, e foarte șmecher. Placa de sunet 8.1 cu coloritul special. Un HDMI pentru chipsetul grafic on board, ăsta are două plăci video. Și placa video GTX-ul Nvidia, frumosel așa el, cu tot, cu display, port, cu DVI, cu tot ce trebuie la el. Și astea sunt fele de alimentare de ale lui, da? Se alimentează cu două alimentatoare de laptop. Da? Și ăsta e tot sistemul, frate. Ăsta e tot sistemul. Așa arată tot, iar eu n-am reușit să-l îngenunchez pe ăsta. M-am jucat cam orice pe el. Asta pun camera aici, la locul ei, să mă vedeți doar pe mine, că acum vreau să fiu egoist. Așa, ăsta îl pun jos, ăsta e G20, da? Îl pun jos. Îl găsiți la EMAG, la Flanco, la Altex, diferite prețuri, diferite configurații, vine și cu i5 și cu i7 și costă de pe la vreo 3.000 și ceva de lei până pe la vreo 6.000 de lei, ceva de genul. Cu SSD, fără Intel, există și model cu AMD, de fapt, există și model cu AMD. Ai un muc în nas. L-ai văzut tu? Nu mai am. Eu am G70, deci, bă, felicitări dacă ai un G70. Felicitări. Da, mă, oamenii mai fac și muci în nas. Adică, știi? Și cu monitor și fără... Da, nu știu ce monitor. Da, un PlayStation 2. Hai să dăm drumul la giveaway. Hai mă, să dăm drumul la giveaway. Trebuie să ne mișcăm repede, că uite. Ok. Bun. Giveaway-ul, întrebarea e în felul următor. Bă, calculatorul ăsta are un volum, frate. Da? Dacă voi ghiciți care e volumul ăla și puneți acolo răspunsul corect, aveți ocazia să câștigați de la noi, în seara asta, un Batman Arkham Knight pe Steam. Ca să știți, da? Pe Steam. Bun. Întrebarea pe... nasul muc, da, nu crede. Da. Că ești un bucos doctor, nu o să da. Nu să mă operezi. O să scurgă, o să scurgă muci în corp. Bă, dacă o să-ți fac o operație pe creier și o să scurgă mucii mei în creier, s-ar putea să gândești mai bine. Hai să fim puțin serioși și întrebarea pentru voi în lupta pentru un Batman Arkham Knight pe Steam este: ce volum are Asus ROG G20AJ? Și degeaba scriu aici, nu știu. Iar... Da, nu știu, ce scuci procentele astea, mă? Da, cât, iar... Cât în procesor acum? Opțiunile pe care le puteți alege sunt 10,5 litri, 14,5 litri și 12,5 litri. Mult succes! Și ziceam, mă, data viitoare să câți M2 ar costa? Câți metri pătrați are casa ta? Nu, frate, te-am întrebat despre un produs pe care dacă îl cauți pe YouTube găsești. Adică e de bun simț. Înțelegi? Casa mea n-ai cum să știi câți metri are. Decibel, frate. Mersi de succes, frate. Frate. Easy, întrebarea. Da, da. Asta e.
Da, Chestia puteți să este că spamați, răspunsul nu trebuie să-l spamați, pur și simplu lasă-mă să alegi spameze, mă, una lasă-mă. dintre cele trei opțiuni. Lasă-mă să spamați, mă. N-aveți tu, spamați. Da. Deci vi l-am arătat. Am dăm și un premiu și cred că mai bine în 8 minute începem și noi giveaway ăsta, nu giveaway, Q&A-ul. Da. 7 minute mai exact. Clipă când mai faci live. Atunci când o să îți vine un mail în da, când o să primești un mail. Când primești mail, atunci o să fac live. Da, apropo, dacă trebuie să intrați în chestia asta cu giveaway, trebuie să dați follow la ce facem noi acum. Da. Dacă vreți. Probabil o să vă înscrieți 5-5. Mă aștept, nu e problemă. Sau dați subscribe ca să fie dacă mai... Dacă vrei, pot să fac un fel de... cum îi spune... spoiler alert. Să spun câți s-au înscris până acum. Nu vreau. Nu vrei, băi, sigur? Băi, așa că am văzut un nickname aici. eBay Pro. Bă, zi-mi și mie, cum ai să venit ideea asta să spui nickul ăsta, eBay Pro? Că nu știu, mă... Păi am curiozitatea un... asta ciudat eu. Vezi, mă, că scade șapca din cap, auzi. Cum îmi cade? Că nu, mă, el de-aia și-a pus căștile, mă, să țină șapca. Da, exact. Of. Dacă le dai o aura sabie, îi dau și subscribe. Da, băi, Bogdane, dă-ne, mă, ceva să le dăm giveaway. Da. Păi nu, acolo trebuia să pui întrebare. Cât va ține serverul lui Soada Fac? Și pune acolo. O zi, o lună, un an. Și le dădeai un cont de... Păi da, da. După aceea, am un... cum îți dădeai seama? Peste un an le dădeai? Exact. Seama că m-a întrebat cineva, că, cum adică doctor. Bă, nicul ăsta l-am de foarte mult timp, de când mi-am făcut eu primul cont de Yahoo, de Messenger. Am făcut și eu cont de Messenger, să agăs gălgici pe Messenger, că cu fața asta nu pot singur, face-to-face. După ce am eșuat grav de tot pe Mirc, am zis încerc cu Messenger-ul, frate. Și fix în perioada aia intram și eu la facultate și are legătură, Nicu, cu facultatea, na. Și cred că are legătură și cu voi, că am făcut-o pe aia veterinară. Asta a fost bună. Da, și n-am, câu era ăla cu C era deja luat și am zis, bă, pun capa, asta e. Și gata. Să fac un pic că... Și de atunci a rămas așa, lumea mă mai știe, mai... Of. Ok. Muci.ro, muci gratis de la doctor. De la el din da. 5.000 mucu, bă, dacă ar fi așa să mă ori de n-asta răci non-stop. S-ar face fabrică pentru muci. Bă, bune, adică. Da, dacă ție-ți place să zici așa cu mucu, nu mă deranjează. Poți să-mi dai și follow, te aștept și la mine pe canal. Mai mult ca sigur. Sare mucu, sare mucu, sare mucu, sare, sare mucu. Of, of, of. Bun, am început cum... Da, mă, dar eBay tot nu mi-a răspuns când i-a venit. O pune, adică eu am zis-o. Zici, eu știu acum. Chiar te interesează. Da, frate, e foarte tare. Chiar te interesează. Să spui numele eBay Pro. Adică nu știu. Poate are mă, user. E Mac.ro, e prezent pe chat. E Mac Pro. E Mac Pro, da, Pro. Ne plictisim. Începe și meciul. Cine joacă păi, azi? Steaua cu Dinamo. Du-te, frate, la meci. Marfa. Du-te, frate, și uite-te la meci. Bă, pe bune. Vreau să spui, mă plictisesc. Clipă în cât ai fost live. 63 de ore și 38 de minute. Fai de viață. Și aveam e... host de la Bogdan atunci. Început ăsta. Cine e mă ăsta? Unde e mă So? Da, da, da. Da, nu, eu ce-ai făcut cu stream-ul lui So? Am făcut un live de 7 ore pe YouTube cu Metin. Și am început tot și cu, bă, mă, ești, bă, dracu din casă, ce dată, ăsta o să moară pe scaun.
cercetare imprimanta aia din spatele lui Sou. Da, o să o dăm și la giveaway. Asta, știți, fiecare youtuber are decorul lui, dar mine e decorul cu imprimanta și... Îmi place pălărie. Scaunul ăla. Eu am decorul cu peretele. Da, mă rog. Și eu. Tare. Bine, hai să dăm drumul la Q&A. Hai că îmi place că sunt 5 mai avem acolo vreo 3 minute de vorbit, că am, până acum am vorbit. Până acum a zis că am tăcut. Păi, asta zic. Uite-mă, ești tare, ce? Aproape că râzi. Eu? Aproape că râd. Nu, așa, mai mult de atât nu pot. E din cauza maxilarului. Nu pot mai. Ha? Și atât, nu pot. Așa sunt eu. Am încercat să mă operez eu pe mine și n-am reușit. Hai, spamați-o pe asta cu mucu, că nu știu. E bună. A fost foarte tare la Gamescom cu Nimor. Eu am stat la Nimor cât timp am fost la Gamescom. Și, na, în prima zi am fost împreună, după aia m-a lăsat singur. știi, ăsta îmi spunea exact ce tren trebuie să iau, că eu stăteam în Düsseldorf și Gamescom-ul e în Köln. Și trebuia să iau trenul din Düsseldorf în Köln. Făceam 45 de minute, 50 de minute cu trenul. Dar erau full, deci full. Stăteai ca sardina, pur și simplu, stăteai peste tot. Știi ce mă întrebam eu? Cum ar fi să fie, dacă știți că a fost parcă anul trecut la DreamHack o competiție la Minecraft cu echipe, cu de-astea. A fost, a liceelor a fost. Da, cupa liceelor. Cupa liceelor, era DreamHack sau... Sau școlilor. Nu, zic asta, cum ar fi, deci îți dai seama cum ar fi să fie cu echipe de-astea pe Metin. Cred că s-ar duce acolo, nu mai au ea loc acolo. Bă, stai așa un pic. Unu, căștile mele se numesc Asus Strix 7.1 și le găsești pe net, dacă vrei să le vezi mai bine. Și doi, deci un băiat a încercat să calculeze în imaginația lui cam ce volum ar avea G20 și a zis așa. Să zicem că un box de suc de 2,5 litri are 6 sticle, deci în total 6 ori 2,5 și 5 poli electrice, 15 litri, da? Deci să zicem că am greșit, deci răspunsul e 14,5. Bă, nu știu cât l-ai văzut tu pe ăsta de mare. Mai bine de un search. Wow. Dar mai bine de un search pe tu, frate. Nu știu ce a fost în capul tău. Pe bune. Deci cum a luat el box-ul? A zis, bă, ăsta e un box ăla, părea cam cât. Dar nu, nu e chiar așa. Dacă stai să te gândești că... Na. Nu știu. Dar zic eu, ai greșit răspuns. De ce să-i spui că a greșit? Că poate nu a greșit. Păi n-auzi că a zis, zic eu că a greșit, na. Poate nu l-a greșit. Uite, spoiler deja, gata. Sunt spoiler și eu, da, a greșit. Am zis ce căștia. De ce în fiecare misiune Creeper are un tricou albastru și doctorul are unul negru? Păi uite, dacă e la... Pe amândoi ne cheamă Bogdan, la amândoi ne-a murit umorul, știi? Nu, da, avem umor negru. Hai să-ți spic de ce, pentru că al lui e cu Airwalk și Hitbox, da? Și al meu e cu Asus. Și cu ROG. Și tocmai de aia. Da, da, pe al meu scrie numele meu, pe al tău, nu? Vreau să zic eu ceva cu asta, cu numele, dar nu mai contez. Nu mai contez. Da. Sau faci sex live? Te bagi? Ce? Dacă faci video chat. Sex life, te bagi? A, depinde cum plătești, dacă... Na, acum... Da. Nu pot să spun că n-am mai făcut, depinde de sumă, de... Nu putem să vorbim aici. Sunt luate de pe OLX Pro, nu de pe eBay Pro, peștile mele. Te pensezi, doctore? Nu, de ce? Uite, cea Roxana, că ești pensat. Roxana Bambengo. Ce pensat? Unde sunt pensat, mă, la sub braț? Unde sunt? Ce ați? Poate m-o pensa cineva în somn. Nu, frate. Bă, ăsta cu calculatorul, cu Dell Studio Hybrid 104. Eu aș dori să știu dacă poți schimba la... Are numai 348 de mega. Bă, nu știu ce model e ăsta, trebuie să-l caut. Dell Studio Hybrid 140 de grame. Nu știu ce, e laptop, desktop, ce e ăsta? 140 de grame. O unitate. Bă, păi de ce n-ai putea să schimbi placa video? Cred că are... Sau 140G, m-am vrut să zic. Ce,
Ce părere are să o What the fuck, da, de noile sisteme de la Metin 2 și Lican? Niște căcaturi. Căcate, căcate toate. Nu, nu mai bine dau un G20 la giveaway, că nu pot să dau un G20 la giveaway. Cât ai în brand, so what the fuck? Băi, am slăbit zilele astea, deci aveam 92 de kilograme. În brand? Nu în brand. Și am slăbit la 85, nu știu, nu m-am mai măsurat. Auzi, nu, l-am mai, nu și l-am mai măsurat. Azi mă cripănci că de ce ai mustață? Pentru că... pentru că îi crește. Pentru ca să gâdile. Nu, pentru că îi crește. De unde ești? Din București sunt. Pentru că da. Vă zic și unde stau dacă vreți să ne spardoim. Am mai zis unul. Zi, frate, unde ești că vin după tine. Doctore, dacă te mai ai de numele meu peste 10 minute, stai curentul. Bă, să mor tu că ești de la RNL. Am și o factură restantă, 3 țară. Nu, frate, nu. Uite, ce părere aveți despre Asus X550JK, varianta cu i5? De treabă. X550, da, e bun. Deci, nu-i de gaming, dar e bun. Toate întrebările pentru YouTuber sau streamer în general sunt ce părere ai despre și după aceea vine numele altui YouTuber sau streamer. Iar So What The Fuck are, cum să-i spun, un reflex. Un reflex ăsta. Ce părere ai despre? Doar citește atât. Ce părere ai despre? E ok. Și el zice, a, e de treabă. E ok, ce ai, ești nebun? Ce părere ai despre ceanură? E de treabă. E ok, nu. Dimineața la prânz și seara și nu te mai doare nimic. Doctore, vreau să-ți trimit flori. De bă, ce? Poți să-mi trimiți flori. Te anunț eu când. Îmi lași în privat un mail și promit că mor o să te anunț ăștia să-mi trimiți un buchet de flori. Deci fii atent. De ce nu-l chemați pe So What The Fuck aici? Unde? Acolo. Asta e o înregistrare, știi, și n-am înainte, am început noi să facem, să vedem cum facem, da, cu întrebările, sau am făcut o editare video și gata, uite, asta e. A, dar chiar a început să se adică idei. Da. Ați încercat pe un desktop? A, na. Uite, bă, cineva ți l-a măsurat. A zis că are 5 lățime și 2 în lungime. Deci, vezi, n-a fost satisfăcut omul. Ați încercat vreun desktop Alienware oarecare? Bă, nu, am încercat un laptop la un moment dat și am rămas dezamăgit. Foarte mulți bani pentru ceea ce nu faci. Ce-ți plac? Care-ți plac? Ce te referi la flori? Bă, cum le zicem ăla alea, mă? Păpădia îmi place, frate. Deci dacă îmi trimiți un buchet de păpădii, sunt fericit. Mă rog, să bă, și napot, înțeles. Să fii fericit. Nu știu, da. Ca aia, sau de ceva țigănci, da, da. Nu, la, e ok. De ce ai microfonul sub bărbie? Nu știu, l-am sub bărbie. Am adus până la gură, na. Mă scuz, nu știu. Nu m-auzeam ok? Bă, nu, da, mai spama frate asta cu mucu, că nu. Și el încă crede că e amuzant. La trei râdem, hai. Ia dă-mă un pic ăla încoa. So what the fuck, ce părere ai despre Loredana Chivu? Nu știu, nu prea mi-a plăcut ultima dată prestația. Ce se joacă copiii de ziua. Wow. L-a câștigat la mic. Gata, deci are și o banană? Bravo, hai, fugi la joc. Crippen, de ce crezi de poziția Tiny Tiny Balcony? De pe Inferno. Ești mecheră, mie îmi plac aia care cum au, cred că acum mai nou se pune bind, mouse-unul plus atac și duck. Că pe toți când îi vezi în fața ta, jos și trag, deci n-am, nu înțeleg. Stai așa, stai așa. Ce părere aveți despre Codrin Bradea Satana? Bă, nu, e ok, nu. Nu, 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 da, da, e de treabă. E de treabă. De treabă. De treabă. Drăguță de treabă. Da. Drăguță și e de treabă. Îți curg balele pe la gură. Da. Lisa Ann sau Mia Khalifa? Mia Khalifa. Abela Anderson. Vezi că scade părul. Cine? Unde? Nu cade părul. Da? Da, frate, nu știu. Am vrut să spun mai devreme că îți curge ceva pe acolo, dar nu mi-am dat seama că e părul. E păr, frate, nu cade părul. Sunt bătrân. Eu vreau Mia Khalifa.
Dați-mi, vă rog, un link cu o poză tare pentru desktop, de preferabil Republic of Gamers. Mulțumesc anticipat, părere Windows 10. Păi te duci Părerea pe... Windows 10 e bună, e de treabă. Nu, e ok, l-am instalat, e super ok instalația. Dar vă recomand să faceți în felul următor. Dacă aveți optul original și nu l-aveți pe la crecuit și vreți să faceți upgrade la 10, faceți upgrade la 10, după care intrați pe site la Microsoft, downloadați ISO-ul de 10 clean și reinstalați-l. Chiar dacă nu vă ia Q, dați skip peste tot. În momentul în care o să intre pe net, o să se activeze. Și faceți clean install. E mult mai ok. Așa am făcut și eu și e mult mai ok. Și merge super bine. Smentă sau Codrin? Sau? Ori. Da. Măi, Nu generația știu. tabletă. Ce înălțime ai să o adăfac parscund? Am 1,93. E intrat mult sub birou acum. Puțin. A, băi, deci nu mai spamați asta cu de ce nu merge serverul, că nu cred că a venit aici pentru asta. Doctore, ai fi o Stai ca să le explic, poate samantă după nu o de să mai medicină. spună nimeni. Deci serverul în momentul de față este foarte atacat. Trebuie să schimbăm firma de host pentru că am realizat că cei de la care avem acum sunt paraleli cu DDoS-ul, cu anti-DDoS-ul și ne vom muta pe o altă firmă din altă țară. Basta cu timpul pentru că nu sunt ca românii ăștia, nu-ți dau direct. Și o să fie probabil ceva timp, puțin offline, na. Depinde, eu de-abia mâine o să mă uit pentru că astăzi sunt, am stat acum o leacă la vorbe pentru că mă durea capul de când m-am trezit, am făcut mai chestioare, dar ca idee nu o să se închidă serverul, conturile vor rămâne intacte, doar că se va deschide după ce vor fi toate problemele rezolvate. Și faptul că se vor deschide, nu se va deschide, o să schimbăm totuși, va fi ok, da. O scurge ceva, doctore. Nu știu, frate, îmi curge apa la robinet pe bune, și caldă și rece. Ce n-ai bani? So, what the fuck, ce părere ai despre proiectul lui Salam? O să fie mai multe fluduri ca la Absolut? Da. Care proiect al lui Da. Salam? Salam acum Este... s-a apucat și de metin în timp ce cântă. Da. Am... Nu mă, este un prieten de-al meu care îl cheamă Salam Aleikum, pentru că prin numele lui el vă Aleikum salută pe toți. salam! Și își deschide și el un server. Doctore, ești o bună. Gata, mă, uite, băi, Calea din hentai. fu, chiar, uite, Bă, dar vreau e să fiu blond, foarte bine, toată acum noaptea mi-am dorit să fiu. merge serverul, so. Da? Da, Fuci. frate, doamne, chiar mă gândeam Gata, că mă, trebuie să facem băgați-vă la ceva. joc, mă. Asta, nu se mai poate așa ceva, gata. Zice că dacă am verificat aragazul. De ce, mă? Am ceva în cuptor? Nu, poate scurge aragazul. Scurge aragazul? Îi curge gazul, mă. Cripăne, streamer sau YouTuber? Da. Ori sau ieșiși. Le am pe amândouă, și cu stream-ul și cu YouTube-ul. Eu El e cât cu am religia, nu se bagă în chestia un asta. brand? Bă, nu știu. Eu nu măsor brandul, frate. Eu nu. Eu Nu. am Am vreo trecut de vârsta asta în care mă jumătate de litru de sânge în brand, cred că circulă mereu pe acolo. părere despre eu bag. Bă, e bun, e de treabă. E de treabă, da. okay. Ăla cu double G, nu? Da. E ok, de Da, treabă. normal. Prietenii noștri. Din gură, bă, să mor eu, cred că mă descompun, nu știu ce să sare asta acasă și cum vede stream-ul ăsta, dar vede că mă descompun, frate, păr, îmi cad astea, tot mi se scurge. Cripăn, îți trebuie internet să faci stream? Depinde dacă ai aragaz în casă. Merge și de la microunde, dar consumă mult. Da, nu e, depinde dacă ai aragaz, merge, dacă nu, nu. Ce Uite, mai canal? cineva a Mamă, revoltat ce că mișto e asta. el, pe mine nu mă bagă nimeni. Doamne, pun întrebări ca prost. Ce canal ai, Cripple, de la cu patru găuri? Digi. Da, pe Nu, bune. are Da, pe canal. bune, am Are canal. canal. Am Are canal canal. Dar Digi. mai jos, dacă vă uitați, așa scrollați, Scroll, 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 scroll. scroll, sau dacă dați click pe poza lui acolo, sus, unde vă uitați voi, unde e fățăul lui de se mișcă, și ăla al meu care se scurge, o să vedeți informațiile de femeie. Uite, mă, ăsta a văzut când cade chiar părul din nas. Sistem Miria Live V30. Bă, cu i3 și GeForce GTX 730 Ti, nu-ți recomand i3-ul ăla. Dacă vrei să te joci, ia un i5. Minim un i5, da? Și 750 Ti-ul ăla, mai bine schimbă-l pe un 760. E diferență de la cer la pământ. Părere despre... So what the fuck? Nu știu, mai de treabă, e ok, da. E drăguță.
E drăguță, da. Am vorbit un pic, am ieșit într-o seară cu ea, dar nu, e ok. Și că tu ești angajat la RDS, că te-am văzut. Da, mă, cu mine trag ăștia cablurile, știi? Sunt angajat la RDS. Scade capul, mă, gata. Zi, mă, ce mai cad. Joacă ia cineva auzi. Clash of Clans? Joc eu. Da? Da. Cum ți se pare jocul? Ai bun de pe... Joci în browser adică... sau pe telefon? Există pe browser, nu știu, pe telefon. Ah, nu știu. Nu, mi-a spus un prieten, un coleg, de fapt, la începutul anului școlar, tot îmi spunea, bă, apucă-te mă de ăsta, nu știu ce, el are level 100 și ceva. Bine, mai mă apuc. Dar nu, prima dată a spus că e un joc de căcat, că n-are niciun rost. Dar semăna cu The West, jucam mai de mult prin 2009, cred, era, nu știu dacă ați auzit de The West, era un joc în browser și pe noi aici în Suceava era o modă să joci. Și ne adunam toți, eram toți prieteni, eram nebuniți după jocul ăsta și jucam non-stop, de fapt non-stop. Nu știu, probabil dacă știți, e un joc care îl joci cu timpul, nu poți să faci totodată. Te joci cu timpul? E real time. Joc pe care îl joci, pardon, da. Nu, nu te joci cu timp, adică stai foarte mult timp, pierzi pe el. E real time. Da, ceva de să spun. Se aude un crit în cască când joc jocuri mai solicitante. Ai o interferență, ai o placă, ai o sursă penală care îți face niște interferențe și de obicei chipseturile audio și zona audio de pe placa de bază e cea mai, este prima care e atacată. Ai niște interferențe pe, schimbă sursa, sau, nu știu, schimbă placa video, ai ceva. Ai o componentă care e pilaf. Cum se iau sala, mă, dacă nici măcar nu am luat-o? Mă întreabă cineva dacă am luat sala. El am luat-o, am fugit acasă. Că... Uite, bă, uite, bă, ăsta e canalul meu. Uite, ăsta e canalul lui Creeper, deci. Vezi, mă? Poftim. V-am zis care canal. Eu da. Da, bă. Păi da. Dar am fost pe la el. Nu, bă, n-am abonament la Cosmote. Nu-mi permit un abonament la Cosmote. E scump pentru mine. Are... Eu vorbesc la de la cu Fise. De fapt, am renunțat, și la, am renunțat și la ala că e scump. Am un pahar din ăla cu ață. Și la ala vorbesc. Cine mă aude, mă aude. Când mai merg pe stradă, mai urc pe un stâlp, mai dau codul morse, ceva. Cu plăcere, mă. Da, pe aici niște... Și că pe YouTube când ai pus video cu viitorul, server a zis că azi dai sala. Păi videoclipul a apărut azi. A spus că dau mâine. Da, duminica, vă imaginați să te duci să dai duminica a poliție acolo. Sala? Că te găsesc că ea mâine dimineață, ce faci? Mai veni să-mi dau sala. Cam vezi să iau sala și o iau și fug. Doctore, îmi cade... Nu îmi mai cade nimic. Visul a căzut repar? El de pe net. Bă, dacă ți-a căzut, pare rău, dar nu cred că mai ai ce repara. Ce înseamnă părere ai despre pinguin? Înseamnă că și ea s-a plictisit de tine, înțelegi? So what the fuck? Despre bă, pinguin. Da, chiar, dacă stau să pinguin. Mă gândesc, eu cred că n-aș putea să fi invitat nicăieri cu numele ăsta, nu? Adică, că pe cine am invitat? Pe so what the fuck? Nu, 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 poți să spui așa. Pe cine ai invitat? Pe sau UTF? Bă, am 2-4 giga la pahar. Ce level ai în Clash of Clans? Băi, nu mai țin, parcă aveam 42 sau ceva gen. Nu știu, nu joc vara, joc numai când începe școala, să spunem că acum n-am de ce să joc. Băi, am înțeles miștoul, dar dacă te mai și repeți pe bune. Nu am abonament la Cosmo, te-am răspuns mai sus, te-am spus că vorbesc la pahar cu vață. Câți ani de pușcărie are S.O.? Nu știu, cât îi dă procuror. Păi de când m-am apucat de mate? Prins aici. Dacă un calculator se stinge după 10-15 minute fără să faci mai nimic la el, doar browsing din ăsta lejer, da, încearcă să umbli ceva la sistemul de răcire, la procesor sau chestii de genul. Dacă se stinge după ce te-ai jucat 10-15 minute, înseamnă că ai o problemă pe la memoria RAM, se încinge și aia. Se încinge mai greu RAM-ul, știi? Și tot așa, dar ai ceva care se încinge, schimbă pastă, schimbă cooler, nu știu, schimbă ceva. Dacă îmi spui că ești un AMD, te înțeleg, frate. So, da. De ce e negru tricoul tău? De supărare, frate, e negru. M-am supărat. A stat mult de în soare. De tot, frate. De ce e negru? De tot e negru. Aba nu, are și eu. Uite, ce faci la sală, So?
Ce fac la sală? Biceps, da. Azi, mâine triceps. Azi biceps? Ce să fac acolo? Mă duc și eu, vorbesc cu... Mă duc, mă întâlnesc cu o gagică. Ce zi, astăzi suntem... Mâine faci biceps, nu? Mâine de sală am, da. Păi m-a întrebat ce fac la sală și am spus că mâine biceps. Sala de mese, mă aranjează mesele, are o nuntă. A, da, da. AMD sau Intel? Intel. Ai, frate, Intel am și zis. Eu merg pe AMD, e mai ieftin. Doamne, îl înjură ăsta, nu știu, de mă întreb tu de asta. Ce părere ai despre? E de treabă. B85, nu? B85, chipsetul ăla grafic, de placă, de bază. Dacă te uiți să-ți cumperi o placă de bază la 240 de RON, să nu te aștepți să miște ceva. i5-4460. E ok. Și GTX 970. Frate, tu te uiți ce configurație ai văzut aici. Am înțeles că nu vrei să faci overclock, că nu ți-ai luat un ca. Dar tu ți-ai cea mai proastă placă de bază ever. Mă refer la seria B85, nu mă refer la firma din față. Chiar dacă se pupă bine cu ce urmează. Îți iei cea mai proastă placă de bază, ții un procesor mediocru, o super placă video și tu vrei să faci ceva. Păi n-ai cum, frate, că dacă placa de bază nu poate să comute între ele informația, n-ai ce să faci. Uite, frate, ia-ți o placă de bază de vreo 5-6 milioane, ia-ți un procesor K, pune 970 la el și o să zboare. Ia uite, că da. Sau de fapt, de ce ai hotărât să-ți faci propriul server de meeting? Păi... În primul rând nu mă gândeam că o să ajung atât de jucat. Nu mă vezi bine? Știi că era o replică la vorba asta că nu mă vezi bine. Dar hai, uite, mă dau mai în spate. Da. Deci, am hotărât să fac propriul server de meeting pentru că eu consider că nu există un server pe piață, să spunem așa, pe piața asta a privatelor, deși sunt ilegale, că dacă stai să o ai... Normal, e ilegal, cum și server de Minecraft sunt ilegale, pentru că din moment ce nu plătești nimic la stat, e ilegal, da? Și consider că niciun server nu este pe placul meu și eu vreau pe serverul meu să fiu și jucător. Boy Solways, ce faci, mă? Ci că merge placa, vrei să facem un test? Ce placă, mă? Aia de zis mai devreme? Păi bă, o fi zis, frate, despre ea, o fi zis. Eu nu zic că nu merge, dar nu poți pui 970 ăla pe ea, frate, și i5 ăla. i5 ăla mai e cum e, dar B85 cu 970. Hai să fim serioși, nu știu. Dă-o și tu cum vrei să zici. Emic X99, Godlike Gaming e bună? Da, e bună, dar e un X99. Dacă ai proc pe X99, da, merită. Merită și un X99 de lux, de la Asus, să spun eu, merită super bine. Și dacă vrei ceva șmecher de gaming și care să arate foarte tare, caută Sabertooth X99, Sabranta, e foarte tare placa aia de bază. Mulțumesc. Ia, ci că s-o te-ai gândit să te apuci de League of Legends, v-am spus, de fapt am spus mai înainte, mai devreme, de fapt, am jucat League of Legends în sezonul 3. Jucam cu colegi, dar m-am pictisit, nu știu. Nu... Parcă nu e de mine, adică joc așa, mai ultima dată când am jucat eram beat când am jucat. De ce nu merge site-ul de metin? Pentru că nu are picioare. Nu vorbesc, mă, din silo, ce e nebunit. Nu iau la mișto, nu iau la mișto oamenii care mă iau la mișto, dar nu iau la mișto pe nimeni. Ci că, ce părere ai despre... Așa sunt eu, Maia. Silos. Ce părere ai despre Sega, Pingu și Poti? Băi, dacă te referi la cei care mi-atacă serverul, nu pot să am nicio părere, pentru că, până la urmă, atât timp cât sunt vulnerabil, ei poate să fie bulangi cu mine, dar după pot să fiu și eu. Poți, da. Ce PC-ul am eu și ce PC-ul are Crippen? Eu am un i5-2500K, un 780 GTX 780 Ti și un SSD, o sursă de vreo 600W, 8 GB de RAM. Și atât. Da, eu am un i7-4770K. E mai înstărit asta. Cu Asus ROG Maximus 7 Hero.
Asus GeForce GTX 760, pentru care mulțumesc Asus România. Și 8 GB de RAM Kingston, un SSD la 128 tot Kingston, un hard de 1 tera, cumpărat recent, o sursă de 800 Corsair GS și cam atâta. Da, mă, că uite, vreau să-i mulțumesc și eu cuiva aici. iColor zice, datorită ție mi-am luat Asus Zenfone 5 în loc de iPhone și e chiar super. Bă, felicitări, să stăpâne sănătos și să te bucuri cât mai mult de el. Gata, am terminat. Gata. Da. Ia uite ce din nou. Băi, văd că Da. toate întrebările astăzi legate. Deci voi aveți șansa să aflați totul despre mine și mă întreabă numai despre serul. Ce vă despre fanii care vor pleca după perioada asta cu DDoS? Bă, asta e, până la urmă e treaba lor. Eu pur și simplu nu vreau să fiu arătat cu degetul doar pentru că am avut un server, să spun eu. Da, Pinguinul tot. ți atacă serverul? Da, mă, e un pinguin și a început. Are un pinguinul, Uite, ciocănește. o întreabă cineva, ce calculator ai tu? Da. Ce calculator am Simulator. eu? Da. Eu am mers pe AMD, am un procesor AMD FX 8350, Wow. o placă video Radeon R9 290 overclock, un SSD de 250 Samsung Evo 850, hard disk de 1 tera, nu, ăsta HDD, da, de 1 tera, da. Și ce n-a spus? Cred că asta se zice, nu? Da. Cam atât. Acum ne spune visele lui la un PC bun, adică nu înțeleg ce vise. A, că zici că ce am zis eu până acum sunt doar niște vise la un PC bun? Da, eu de fapt acum sunt pe o tabletă din aia de 200 de lei. Mama, acum ce Stai că spam. văd aici un hasel. 4460, e ok, 8 GB, e ok, Ultra e ok, GTX 730, nu mai ok. Băi, hai să înțelegeți, ca să fie ok pentru gaming, minimum 760, ăla e minimum. Da, știu că sunt o grămadă de producători care combină procesare bune cu plăci video proaste sau invers, plăci video bune cu procesare proaste, în ideea în care ar scoate un PC de gaming, să-l zicem, să-l numim de gaming, într-o sumă modestă. Și atunci, da, poți să ai bani de băgat, pentru că degeaba iei tu o placă bună dacă procesorul e prost, sau degeaba iei un procesor bun dacă placa e varză. O diferența care o să o dai pe un alt pe o altă componentă, îți lai un desktop mai bun la bun început. 10 milioane cu configurația E5800, 2 GB DDR2, așa, sursă așa. E bun achiziția. Puteai să ai dat pe el? 10 milioane. Da, ce să zic, îți merge pe el ceva ok. E5, 4 GB Intel HD Graphics la 20 de milioane. Păi te auzi ce zici? Cum poți să... A, ce asta? K31. Bă, e un PC e un desktop, dar eu cred că ai sărit ceva de pe acolo, că n-are cum să fie atât de scump doar pe un i5 un tera sau de la cine vrei să le iei pe ăsta? Cred că te-ai dus undeva la un magazin care nu știu. Nu, de, pentru gaming nu merită. Ai un i5, ai 4 GB de RAM și placă video on board. Cum vrei să faci gaming pe ăsta? So, what the fuck, ce Un mașină îți cumperi? Da, Unta aia ca în familia Flintstone. ce căștiam Asus Strix 7.1. Astea pe luminiță așa. Băi, mai întâi să mă văd cu carnetul și după văd ce... Și că ai mai fost mă prin satul mare? Te-ai mai dat mă mare prin satul mare? Ca să zic așa. Nu, nu, te-ai Nu mai a dat fost mare în prin... viața Te-ai mai dat mare prin sat? mea. Da. Și că când mai treci prin București... Da. Băi... Nu știu, probabil pe la... Spre iar, nu, pe la mijlocul Ba. anul, prin octombrie, noiembrie, până la octombrie. Ma. Zici și tu e de treabă.
Când ai sala. E de treabă, da, nu. Nu, zic că e de treabă. Uite-te acolo, întrebări. Ce părere ai? Și pe aia începe. Desktop, PC, după altul, i7. Zici tu, e de treabă, da, mă, ce ai? Oh, băi, băieți, hai de mine, mă spamoas cu astea. M52. Bă, din seria aia M52, dacă l-ai ales pe la Extreme, da, ăla se merită. Poți să-l iei. E super ok. Îți spun sigur. L-am testat, e super ok. X550 GK. Bă, și ăla e super ok. E ok. 850, GTX 850, ăla e super ok. Am bani, merită cumpărat. Go further. Fiți atenți, mare șmecherie. Ce a făcut Asus-ul acum, de la 1 august. Orice laptop sau tabletă pe care o cumpărați, în 15 zile vă înscrieți pe un site și intrați într-un program special făcut pentru garanție. Dacă vi se strică laptopul sau tableta și vă ceți cu el la reparat, ăia din service vi-l repară și în 30 de zile, după ce faceți aplicarea că a venit din service produsul, vă luați și banii înapoi pe el. Deci dacă tu cumperi mâine un laptop de 100 de milioane și ți s-a stricat, da, în primul an, te-ai dus cu el la service, ăia de la service ți-l repară, ți-l schimbă cum consideră ei că trebuie să ți-l dea să meargă și într-o lună de zile îți primești și banii care le-ai dat pe el. Deci asta e foarte tare. Unde e asta? Orice laptop și tableta Asus. Facem bani, gata. Și că faci un fan meeting cu fanii, când ajungi în București și... În gară, te aștepte cu plăcuțe. Da, da, da. Bogdan, stai aici, iubește-mă. Nu știu, am observat, eu nu am, e o diferență pentru că la mine nu mai sunt foarte mulți abonați de ăștia de 8-9 ani, știi? Adică da, se uită, dar nu pot să spun că am foarte mulți de ăștia mici. La mine e chestia în felul următor, eu pot să merg acolo și după mă trezesc că vin bulangici. Ce fă, mă, poc, hai la o bătaie. Da, e o diferență, nu poți. Aici trebuie să ai, dacă merg singur, îți dai seama, o să fiu bombardat și mă simt eu ciudat, nu știu. Dacă nu mă credeți, intrați pe pagina de Facebook Doctor Gaming și mai jur undeva găsiți un post cu fiabilitate garantată la chestia asta cu garanția care v-am spus pe care v-am spus. Da, mă. Da, mă, cu Spitfire-ul ăla, cu ce zici tu? Unde era? Să fire-ul ăla R9 270X Vapor. Ar merge pe 100 de 550 de W, depinde de ce proc ai. Ia-ți mai bine una de 650, să fii sigur. Părerea mea. E la sfârșit. Eu de fapt nu mă pricep, înțelegi? Vorbesc așa din auzite. La sfârșit de fiecare dată o să zic, a, părerea mea. Trebuie să mă... Bă, asta e părerea mea, dacă tu crezi altceva, nu pot să mă bag peste. E ușor să fii YouTuber la... Bă, eu abia am postat un filmuleț și al dracu de greu. Mi-am prins urechile. Depinde. Băi, am prins urechile. Sunt părți pozitive și părți negative, pentru că într-un fel e greu. De fapt, nu neapărat, că dacă stai și te gândești, depinde cum o iei. Că alții iau chestia asta ca pe un job. Să te trezi chiar dimineața la o oră anume, încep să filmezi, să filmeze și după postează videoclipul. Dar, în schimb, e interesant când ultima dată când am fost la Costinești, m-am trezit cu 12 băitani, mă așteptau la ieșire pe plajă să... Că m-au observat pe mine și într-un fel e interesant, știi, adică tu stai acasă, îți faci videoclipuri, după aia când ești la răsărit, să spunem, vin băieții și sculegi laurii, să spunem. Da. Da. E ok, da. Când se face extragerea la giveaway? În 10 minute, sper doar. Da, mă, i3 1.7, 4 GB de RAM, 2 GB memorie, placă video. Ce părere despre el? Bă, prost. De treabă. 1500 de lei. E prost. E prost. Când ne spui răspunsul corect, că vreau premiu. GT730 la 1 GB plus placă de bază, sursă 12 milioane. E ok să zici că păstrezi. Dar A4 ăla, aș merge până la 6. A8, asta sunt șmecheri, A8 alb. Și s-au dă manele din el. Da, nu știu, 6300 ăla. Ce clasă ești, SOA, de fac? S-class după ce au sala. Bună asta. Aplica site-ul de metiri, ce faci? Dar la asta mă uitam și eu că văd pe aici, văd, îmi scriu ăștia.
Ce giveaway? Te uite, o întrebare sus acolo, cum ce giveaway? Alexandru Ștefan. Pentru giveaway trebuie să dați follow la Rock Media. Că Ozmo, ai fost prin opcinii Suceava. Opcini. Nu știu, numai frate, eu... că dacă nu-s de acolo, nu știu. Nu, aici e în felul următor, în Suceava sunt, de fapt erau acum numai nimic. Era o rivalitate între cartierul meu Burdujeni și Opcini, care spune acolo. Cum te înscrii la giveaway, răspuns corect la întrebarea de sus. Și trebuie să ai bulan. Da. Și ai... flozul. Mersi, măi, zi, mi-a spus bafta asta. Băi, mersi, mea, nu știu, mă, într-un fel o să fie nasol pentru că eu am dormit azi ca spartul, am dormit până la vreo 4 și o să stau acum treaz, mâine nu știu cum o duc, dar o să văd. Cum de nu mai pică serverul? E, o să fie o surpriză când o să pici. Păi, dar alte întrebări, mă, n-aveți în afară de ce mașină mea. Ai tăna liceu? Eu nu. Nu, a răspuns. Azi că n-are de ce. Gen... să faci beatbox. Bă, a făcut omul, nu mai face de 1000 de ori beatbox. Ah, ce mai ai găsit aia cu fiabilitate? Sau ce ai postat aici? Cripple? Facebook? Facebook-urile. A, Facebook-urile. Am crezut că ai găsit, ai vrut să fii bunul samaritan să faci. Nu sunt. Care e răspunsul la giveaway? Uite, dacă vrei să pun un samaritan și spun răspunsul la giveaway, corect. Google it. E foarte ușor, deci fiți atenți. Răspunsul este unul dintre cele trei. E sigur e corect. Unul dintre ele e corect, 100%. Nu are cum să nu fie corect, pentru că nu ar fi acolo, pe bune. Așa. Și altă întrebare. Ești la Spiru? So? No, nu. Nu, nu e la Spiru. Părere camera web... e de treabă. Eu folosesc un... mă, că sunt părat eu așa odată. Eu folosesc un Logitech 930E. Da. Pentru care îi mulțumesc mult de tot lui Daniel. Știe el care. E o super cameră. Super, super cameră. Mersi, bă, Daniele. E un bun dator copire. De mult vreau să fac chestia. Ce-mi place asta. Să zicem că avem un box de 2 litri și sunt 6 sticle. Deci 2 ori 6 egal 12. Am greșit. A. Să zicem că am un box de... să zicem că am o ladă de bec. O beau și treacă mai știe câți litri are sistemul. Ce telefon ai? So what the fuck? Băi, momentan am telefonul ăsta de foarte mulți ani, zici că parcă nu mai scap de el, l-am din 2011, iPhone 4, dar vreau să o schimb. O să și ai iPhone 4S. Nu, vreau iPhone 6. Bun, așa. Asta înseamnă, mă, deci uite, vezi, știi cine mai are iPhone 6? Toți? Streamerii de valoare, mă, streamerii care sunt de succes, ei au iPhone 6, n-am. Nu, mă, pur și simplu îmi place. Adică m-am acomodat cu versiunea asta iOS și nu prea pot să o aștept. Adică, o fi mai slabe procesoare, dar altfel e optimizare. Dani, ce părere ai de iPhone 7? Păcăre, e din altă lume și el deja și-a cumpărat 7. Vechiul iPhone 7. El lucrează acolo. Și-a luat vechiul iPhone 7, știi? Ce, mă, de așa de învechit ești cum, pfu. Doamne, iPhone 7. Galaxy S6 for the win. Bă, Asus Zenfone 2 for the win. Este singurul care are 4 GB de RAM în momentul de față. Da. 4 GB de RAM, frate. Cum pariu că jumate din voi n-au taram pe calculator. Păi, chiar ocupă mult metinul? Mănâncă mult? Cere mult? Bă, la un OX să știi că da, cred că niciun calculator pe lumea asta nu poate să stea, să spunem așa, să n-ai 3 FPS-uri, să n-ai 10 FPS-uri sau cel mult 10 FPS-uri. La full? Nu, păi aici nu e cu grafică. Spun așa că sunt foarte, e destul de prost optimizat când sunt foarte mulți playeri și la un OX de ăsta cu 2000 de playeri când sunt toți în același loc, orice calculator ai avea, tu ai avea dacă pe metin. Păi atunci nu e vorba de calculator, nu? Da, e vorba de optimizare. E vorba de... ne. Se merită să-mi cumpăr, mamă, nu ți-l lua, frate, E7 4000... Bă, I7, nu E7, e 4860. Și procesor e... da, ia-ți-l, e ok. Ce părere ai despre el?
E ok. Ok. Ce OT? So what the Old fuck? times. E serverul lor Și o să for game vin care și o a să fost vin dat. staff-ului? Nu cred, nu. Nu am ce treabă. De fapt, ba da, probabil, da. Momentan nu. Uite, o întrebare foarte bună. Da? Nu. Ah. Doamne, cum să da? Păi el a zis A, da. E7, stai mă, Xenon, nu mă, bă, îmi cer scuze, sunt noob. Și l-am deja, da, e bun, Xenon, n-am ce să discut cu el. Orice țelo, cred că e cea mai căzutură, Xenon, e bun. Xeon. Xeon, Xeon. Xenon, e cu de la cu faruri. E de la, știi ce zic? Dacă a întrebat tipul ăla de iPhone 7, înseamnă că n-ai. Există 4680, ai perfect dreptate, e 4770. E 7, nu e 7. Da, gata, m-am greșit și eu odată, vă las toți de mine. Nu mai are voie omul să greșească în timpul lui. Nu, nu, nu. Îi zice lui... Nu Aș ți-a vrea zis să ție, spui pe live, da, pe live dacă poți, dacă scazi magia la sură, la șură? Asura. Sură, sura, Asura. că ai văzut și tu la testul acela 2K pe 4K Ninja și Warrior, nu e chiar, nu Nu știu știu, o frate, să e în văd eu. limbajul vostru, ziceați Da, sau mă. asta că nu. O să verific și o să schimb De când ce sură verific. sau e sura? Sura. E sura, da? Am citit Deci, șura, eu ăsta e primul aș cuvânt vrea care mi-a venit în să minte. spui pe lab dacă poți să scazi rezistența. Res magia e rezistența La magie, da. la magie, la sura, că ai Bă, am văzut și tu citit la și eu testul, așa. întrebarea, frate, a văzut Știu, dar n-ai și citit-o pe toată. Ai lasă zis să așa, nu e răspund. chiar frumos, a? Păi, Păi ce păi am nu făcut? e. Păi ce am făcut, Păi Gianni? ce ai făcut, Gianni, că nu e frumos așa. Măcar 5% să scoți din magia aia. Păi da. 55% toate și 75% magie este prea exagerat. Și dragonul roșu. Uite, Da, bă, o așa. chestie super tare. So, dacă ai putea să dai timpul înapoi, ce ai schimbat la canalul tău de YouTube? Aș fi început cu Minecraft. E, voilà, frate. Ca Azi, să fiu, să am și eu cea mai bună 200.000 de întrebare. abonați Cine, acolo. mă? Cine? Valentines 2P ăsta. Bravo, felicitări, te mai așteptăm, mai întrebări bune. A tăcut omul toată emisiunea, acum a dat-o. Bang! Super întrebare. Te joci, man? Ce? Te joci? Joci, man? Pe cine? Păi nu? Întreb cine e man? Nu știu. E Mircea, știu cine e Mircea. Pe cine întrebi? Man, man, ce, dacă se joacă cu autocare din alea, camioane de alea, man, sau? Ce părere aveți despre Justin Gabor? Nu poți să-l numești Justin Gabor, că dacă e să o luăm așa, pentru ceea ce face și pentru ce reputație are, el scoate bani grei din chestia asta. Deci, Nu, mă, toți n-am doctorat. Zi. Care sunt haterii lui Justin Bieber sunt doar ofticoși după mine. Pana, nu știu. Ofticoși, ofticați, pardon. Bă, nu știu, mă, Iftimie, ești mă, dar lui Iftimie, că tot întreabă una așa, spamează, Nu, nu nu. vezi religia asta. Nu e, mă. Și că scade nasul, uite, o întrebare bună. Bă, trebuie să fie cu semnul întrebării întrebare. Nu mă bag, mă. Metinul are cerințe sistem Pentium 3, așa, 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 așa. Da, mă, da, medicine din Ram. 2004 a apărut, Nu 2000. contează ce pentru. Să te uiți la anime-uri dacă da la care. Băi, mă uitam la, cred că ca orice om, la Naruto, însă înainte de Naruto mă uitam la Regele Șaman. Și cred că doar astea două erau. Deci, cine întreabă dacă pe un i7 4790 cu 8 GB și cu placă video Intel HD Graphics 4600 îi merge cu detalii very high GTA 5? Nu, nu-ți merge. Placa video este integrată, deci n-ai nicio placă video dedicată. În rest, configurația e super ok, ia-ți o placă video separată și îți merge GTA-ul. Dacă Ia-ți vreți să vă un meargă GTA-ul. 980 GTX și rupe. Deci dacă vreți să vă meargă GTA-ul și în același timp să aveți și calorifer iarna, luați-vă configurația mea. Și vă merge GTA 5, mie cel puțin Zim merge că la. ești pe un AMD, să înțelegi. Pe AMD sunt, da. Și aveți și nici mai aveți de nevoie. Mai dați banii ăia pe calorifer și asta.
Și vedeți aici, eu pe asta am gândit-o, nu mai ce treabă. Sistem, bla bla bla, mouse tastatură 15 milioane, e bun? Bă, ai placă video integrată, dacă vrei să te joci, nu e bun. Dacă vrei să stai și dâlu porn, e bun. Când te mai joci LOL? Eu? Da. Ce... foarte rar. Și că so, care sunt diferențele între Tesla și Quadro? Poate cade fața lui doctor. Cred că asta e mai mult pentru tine, Bogdan. Bă, nu știu ce e Tesla și care sunt diferențele între Tesla și Quadro? Ce s-a asta? Nu știu. Sunt chipseturi de GPU pentru scoase de Nvidia pentru randare video. N-am ce treabă randare cu pro, Nvidia, adică, e clar, codare, nu. Video și așa. Nu știu, frate, sunt prea complicate. Nici măcar nu, am avut Quadro. Dar să știi că mulți care foloseau Quadro înainte, și mă refer la cei care fac editare video profi, gen studiouri și așa mai departe, au trecut pe plăci video de gaming. De ce? Pentru că au o randare mai bună asta de gaming acum. Au mai multe pipe-uri, adică mai multe magistrale și randează mult mai bine. Au cam renunțat un pic la Quadro. Trebuie să apară, pentru că seria asta Quadro n-a mai avansat de mult timp. Și atunci a rămas blocată. Și ăștia au tot avansat cu chipsetul de gaming încât a depășit Quadro. Și acum, da, uite, lumea rulează pe Titan Z, Titan X, rupe un Quadro cel mai high. Și e cam de două ori mai scump un Quadro față de un Titan Z, ca să o faceți așa, imaginați, cel mai scump. Când alegi câștigătorul, nu știu, mă, câteva, într-un minut, zi, mă, când vrei să alegem? Alegem câștigător și mai stăm de vorbă. Da, mă, Titan Z e foarte, mă. Ia, o că, cu ce YouTuber ar vrea să... Radeon 7700. Schimbă, nu mai las. Cu ce YouTuber ai vrea să faci video-uri? Bă, eu sunt... Nu știu, să spunem că dacă îmi place un YouTuber așa deodată pe un anumit joc sau pe ceva și ne înțelegem, este pe aceeași lungime de unde, eu pot să fac orice videoclip. Dar nu e neapărat... Adică cel puțin în momentul de față prefer să fac mai mult videoclipuri singur. Întreabă cineva... Da, i5-ul ăla că merită să dau de două ori mai mult pe el. Nu mă, cum să dai de două ori mai mult pe un PC? Nu mă, că... De un procesor cu K? Am văzut i5-4690K. Bă, ia-ți i5-6600K, dacă vrei să fii tare. 6600K. E Skylake-ul ăla nou. Rupe tot. Rupe tot, ești de norocire. Nu știu, pe zona asta nu mai nimerit. Nu mai nimerit. Costă 30 milioane de... Titan Z-ul? Bă, nu cred. Eu sunt cam depășit de situații lângă băieții ăia intelectuali de lângă tine. Da, eu sunt medic, bă, da, medic, calculator și mă joc. Nu. Ba, de fapt, bă, da, nu știu, eu nu, ei sunt cu Nvidia, eu nu... De fapt, nu prea m-a interesat. Și eu la început voiam să merg pe Nvidia și Intel, dar în ultimul moment, la ora 5 dimineața, m-am schimbat pe AMD pentru că... Am zis, nu, bă, mie îmi place sigla aia cu roșu, gata. Oh, bă, uite, mai zis de PC-ul ăsta, a nu? Intrat Amos Bloodshot, este ambasador pe zona Germaniei, Elveției și Austriei și ne salută pe toți. Hey, Imo. Na, vorbește și engleză. Wow. Că trebuie. E tot cool, man. Conform de benchmark-uri. Deci vrei să bagi elixir pe server, poftim. Yeah, just. Hello, Imo. Am să bag și elixir după vor veni niște update-uri, pentru că în formula asta eu nici măcar bani de host nu o să am. Thank you for stopping by. Pasador pe Somalia. Hai cu giveaway. Hai, mă, dăm giveaway. Acum? Acum, am enervat, gata, dăm giveaway. Gata.
boss. Dar stai așa că trebuie să eu fac scena pentru giveaway. Și o să Pentru vină giveaway. Băi, asta. ți-am mai zis odată cu PC-ul ăla de cu ThinkPad Center-ul ăla. Nu se merită de gaming la... Da, 15 milioane merită să cumperi. Nu faci gaming pe ăla, nu faci nimic. Tai și downloadezi porn și te uiți pe Facebook. Asta faci. S-o parcă zice că pui 2-3 videouri vară. Da, mă, așa e, voi am inițial, însă momentan nu am neapărat timp, nici... Chef. Salutați pe tip și voi nici măcar nu știți cine dracu e. Păi, tocmai ce a spus. Am spus mai devreme, este ambasadorul Germaniei pe Hitbox. Se ocupă de Germania, Elveția și Austria. Uite cât de suferind e ăsta, că am zis eu de Think Center la că măcar poate la porn, la care unii că da, bă, măcar poți lua porn, săracul el n-are calculator nici de porn. Bun. Hai să vedem. Haideți să vedem. Hai să vedem. Întrebarea a fost: ce volum are Asus Și ROG acum facem stop vot. G200? Tobele! Stop vot. Stop. Stop vot. Stop vot. Da, bă, între răspunsul corect, vă zic eu, până vă zice asta, vă crește părul alb. 12,5 litri este răspunsul corect. Îl găsea pe net. Așa, hamă de Ce extragere. reacție, nimic? Pic cărnăcior. Hai, alegi un cărnăcior acolo. Dar Nu vorbește mai mai am mă frumos, tatuaj, că nu e uite, nu mai cărnăcior, pică este o... winner, traduc winner Păi, în păi da, dar nu se... Și că erau niște desene când eram mici de Aglias Twinny cu Cowan Chicken, era foarte tare. Da. Matei UC. Matei UC. Dacă ești viu, dacă ești live, dă-ne un pic, dă-ne un poc, un semn, un ceva. Ai 10 secunde din acest moment. A dat. A dat aci. Gata, iaci. Stai Iaci. așa, stai așa, că e ceva nou. Z170 ci se oferă 20 de lane-uri pe bigle de 3, dar basul din limitează all bandwidth-ul la 4 lane-uri. 30 de GHz. Voi scrie pe Power System. IGP-ul în el. Memory overclock. Au și acum ai copiat asta de undeva și te dai mare în fața mea. Bravo! Is a bad thing. Bă, nu știu, mi se pare ok, adică nu, e de treabă. Da, dacă trebuie să-i dau ăsta ceva. Unde-ți dau un mesaj? Unde vrei tu? Dăm pe Facebook. Întreabă cineva de foarte mult timp ce părere avem despre placa video AMD Radeon HD 6450. Nu pot spune decât e de treabă. Old as shit. Sau așa. Face... Nu prea știe, prea clătitele nu mi-au plăcut în ultima vreme, dar la început și mâncarea era bună, nu știu, acum nu prea mai face nici nu Cu treabă. timpul, cu timpul se învață toate. Voi citiți acolo că eu scriu Q pentru Arkham Knight. Bun, hai să mai citim. Da. Ia, îmi spune pastel Cine Dream. este Gigi Spancioc? Nu știu, mă. Ce părere avem despre stream-ul cu manele a lui? Da. Dă și la mine pe stream, eu îi las pe subscriberii mei să pună ce melodii vor ei. Pe follower, pardon. Păi ce pui pe ce pui? Pe Pe plugin plug, DJ? da. Dar n-aș încerca să fac chestia asta. Eu, dar n-am nimic împotriva niciunui gen de melodii. Popularele îți plac, nu? Adică... Ia Da, vezi, toate. zi dacă îi merge asta, dacă nu, îi mai dau un. Ok, hai să îți dau un mesaj. Dă un private cu Q. Q e foarte ușor de folosit. Da, mă, merge, uite, mie merge. Ce bun a fost asta. Dacă vezi la un PC Intel HD nu cumpăra. Băi, de ce spui chestia asta? Intel HD Graphics e o placă super bună. Dacă tu în momentul de față ai un procesor care are și chipset grafic integrat și dedicat și mâine îți crapă placa video și nu mai poți să ții de pe PC proiectul care l-aveai de făcut sau nu mai poți să-ți vezi la ora 5 porno care le vrei să te uiți la el, ghiși ce? Cu Intel ăla vezi, frate. Ai văzut? Pun pariu că sunt
o mare parte din voi care habar n-au că acum când stau pe desktop ei nu rulează pe Nvidia sau pe AMD, rulează, nu, pe Nvidia. Că AMD-ul nu a știut să facă chestia asta. Pun pariu că habar n-au și că rulează cu Intel și se miră la un moment dat, bă, de ce nu s-au de calculatorul ăsta, de ce nu face zgomot? Doar când mă joc face zgomot. Pentru că doar atunci pleacă Nvidia, în rest voi stați pe amărâtul ăla de Intel care vă ține tot calculatorul în spate. So what the fuck? Exact. Știi ce zic? What the fuck este pe față. Asta ne mulțumește foarte mult. Trebuie doar să ne spui dacă merge Mateiuc. Auzi mă, ce că eu vorbesc numai de porc. Vorbești, nu vorbești, da? Vorbești. Nu mai contează asta. Mai de porn, probabil că a avut un pic. A venit la mine și am văzut numai porn. Am și mie un key. Ce zic? Frate, am Intel activ. Și s-a dus că scrie... Mamă, cât au venit odată toate mesajele astea. So what the fuck? Cu câte fete ai fost până acum? Băi, nu prea genul care se bage în relație așa cu oricine, știți? Adică doar două momente, adică doar două într-o relație. Deci, păi era altă fel întrebarea, cu câte, na. A, găurit. Da. Nu știu, dacă de ce te interesează, vrei să mă iei pe urme sau cu? Păi ce vrei, mă, dacă omul e fan, ia stai să văd cum îl cheamă. Că nu m-am... Da, nu-l mai găsesc. Care dintre ei? Îmi zice invalid code. Da, mă, nu vreau să vă care să Băi, prieten, nu. Știi că poți să intri să verific, nu? Adică gen. Dar unde ai băgat tu codul ăla? Știi că trebuie să intri pe site la... redeem.geforce.com ca să bași codul ăla, știi? Nu direct pe Steam. Și de acolo îți asociezi contul de Steam. Uite, frate, am Intel activ și placa crăpată, deci Intelul ăla merge super. Da, mă, cineva a zis, am vrut să lămuresc că Intelul nu e chiar atât de căcat aia dedicată, hai de nu-l cumpăra. Mi-ați zis pe Steam... Bă, sistem Sirius ăla nu-mi place. I3 ăla cu ce? Cu GT730? Nu-mi place. Mai faceți giveaway? Tocmai ce l-am făcut. Mai facem? Nu, are dreptate. Mai facem și săptămâna viitoare. A, mai facem. Fiecare săptămână facem. Fiecare săptămână facem giveaway. Care era răspunsul? 12,5. Și n-ai fost tu câștigător. Că el a intrat pe Metin 2 și acolo a vrut să scrie. A pus codul în Metin 2 și n-a mers. Când v-ați uitat ultima oară la un film porno? Păi da, al dracu, cunoște mă, toți sunt curioși ce facem noi. Acum vreo 3 luni. Da, de greșeală pe ăla la TV. Se pune, dacă... Și am zis, opa, stai să mă opresc, chete, bă, nici nu știam că am programul ăsta. Atunci am dat, na. Și ai televizor da, 4K, da, nu? Seară ceva. Ce, vin un coaz, vezi și fac mișto la televizor. Avem monitor 4K, nu? Am de ăsta cu G-Sync, se vede tot în flow. Mamă, ești de bun. Mamă, minutul 55 și steaua cu Dinamo 0-0. Băi, încă mai dați importanță chestiilor astea. La astea, la fotbal, nu se mai pune scorul meciului, se pune scorul între tribune, știi? Care, cum pe care bate, ăla se ia. Bă, interesant mi se pare un meci de CSGO, adică un... La cum m-a interesat, m-aș uita, nu știu, la... Zi-mi un sport din ăsta. Ăia cu bile, cum se numește, mă? Cu bile? Da, mă, cu pietrele alea... Cum ne-am să zice? Cu pietrele alea pe gheață, știi? Vine ăla cu motorul. Știu. Ok, Nu. Îi zice cumva. În fine, până că... Care chestiile aia care fac ăștia. Da. Hai bine m-aș uita la ăla. Deci... E mă snooker, eu zic cu gheață, cu el joacă snooker cu gheață. Tu la snooker o azi cu gheață, am înțeles, frate. Mateiuc, intri pe Steam, pe... Nu intră pe Steam, pur și simplu. Nu intră, mă, pe Steam. Dai la Games, activate... Nu faci asta, bă. De ce? Intră pe GeForce,
redeem.geforce.com, site de la Nvidia. Pe Redeem ai Batman? Redeem.geforce.com. Wow. Mă auzi? Completezi acolo și după ce bași codul o să spun curling. Curling-ul, da, ce zice. Da. Nu, na, poftim, vezi? Ce să mai, nu mai zic. Așa. Și după ce îți bași datele și tot și key-ul, o să-ți spună să-ți asociezi un cont de Steam pentru jocul ăsta. Bagă-i contul tău de Steam, îți scrii pur și simplu micul de pe Steam și ai să vezi când intri pe Steam că l-ai acolo. Nu trebuie să faci nimic altceva. Bagi contul de Steam, nu nickname-ul care l-ai, da, pe Steam. Și că curling. Bă, dacă asta vrei, spor la treabă. Bă, să încep cu mine. Așa nu m-am mai sperat. De ce? L-ai așteptat pe el, a? Mă, știam că asta vrea de la bun început. Lasă-mă că i-am spus omului, mersi mult, frăși, dar i-am zis direct că, bă, asta e, da. Nu v-ați masturbat acum, bă, pe bune, Andrei, ești macabru, nu? Ăsta Andrei cred că vrea să înceapă și el, știi, și de asta ne întreabă pe toți. Ai o dată fixată sau aștept așa? Andrei, vezi că e pe TVR. Bă, eu pe dușpat am făcut-o când m-am însurat. Eu nu fac după ce, până când mă însor. Așa... Ce că curling este un sport, da, mă? Nu cred. Da, mă, e ok cu jocul? Ca să fim ok, să nu zici că nu suntem ok? Nu faci că n-ai cu ce. Da, hai că dăm în diverse și n-are sens. Da, ei trebuie să... Stai că nu știu ce am primit pe aici. Curling Balls, dacă dați pe link-ul pe care, da, l-am pus, o să vedeți... Am zis da. Trebuie să fie cât mai aproape de centru. Asta e toată ideea. Curlingului. Da, m-am uitat și la video-ul ăla cu curling. Bă, e interesant, nu cred că există așa ceva în România. Curling? Există? Vibrat ceva pe aici, mi-a vibrat ceva, nu știu ce. Dacă există curling în România? Da. Am închis un link și nu știu, la mine în oraș oricum, nu cred că există. No, no. Noi abia avem ceva. Era niciun mai sunt desktop bun până 25 de milioane. Dar dacă vrei... Cu un 4 GB de RAM, ma 8, hai dacă ai bani și 760 placă video. 960, 760. Există unul în România care e asemănător, dar se joacă în Parlament. Tot curling. Da, da, ia, da. Nu, e pup. E pup. Pup cur ăla. Curpup. E curpup, nu e curpup, curling. Da, nu e curling, e curpup, da. A, uite, mă, Curling România. Există site Curling România. Federația Română de Curling. Da, adică acum poți să cum se zice, curlingi în România, nu? Da. Cu ce youtuber am colaborat până acum? Băi, trebuie să mă gândesc. Deci, prima dată, Alamanu, Dani, I Hate Pink, Strodby, ăsta, cine mă? Cred că și Luțu Răzvan. S-ar putea. Și stați că mai știu, nu mă țin. A, Kion Sip, am făcut și cu el video. Aveam o grămadă de notificări pe aici. Nu știu, sunt mulți. Bă... În Brașov este curling. A, Max, da? Nu mă bag, băi, deci ați auzit o colizionă la zona Brașov. Au niște sporturi mai dubioase, niște pe aici. Lectură, mă, uite, că cu lectură, dacă ai făcut ceva cu Andy. Nu, era vorba mai de mult, dar... No. Cu Max? Cu Max, da. Max și altele, da. Ce da, scrie da, da, pe tricoul tău?
Pe tricoul meu? Da. Curling. Keep calm and curling. Keep calm and so watch. Da, mă, Iulie, am priceput, dacă e prima oară când auzi cala aia în viața ta, crede-m, eu am auzit-o 2000 de ori până acum, deci nu mai trebuie să mai îmi explici și tu. Am văzut-o, am înțeles. Da, a fost puțin deranjat. S-o are două prietene foarte frumoase și foarte dotate, mâna stângă și mâna dreaptă. La 3 râdem. Da. 1, 2, 3. Ha. 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 Sunt convins că tu ești mai atașat de dreapta decât de stânga. Uite, Andrei 147. Păi cred că ăsta e ăla, dar... Eu-s convins că ești mult mai atașat de dreapta. În sfârșit, uite, o întrebare de CS. Crippen, ce zici de Kerrigan în pistol round? Pe Daz 2 la Counter. E de treabă, e bun. Să fie o întrebare că de treabă. Nu, Kerrigan e unul dintre cele mai buni jucători din lume și... Na. Foarte bun. Ce, că ce face în acest moment, bun. Manuela? Da, uite-te bine la el, că în curând... O face. Da, vezi că acum, la final, știi cum se termină un... Apropie-te un pic de monitor. Da, da, da. Viața e ca părul din fund, scurtă și plină de iulie 17. Da. De asta zic și eu, pe câte buci ai spălat cu limba până acum? De când m-am apucat de curling? Te refer la seturi sau la ce? Bă, e o emisiune serioasă, dar știu că e sfârșit. Cred că de aici o să trească să tem pentru YouTube Crippen, că n-are sens. Da. Dar probabil că destul de mult mai multe ca tine. Înțelegi? Și de la gadget de la bot. Așa. All of da. Meister, Boost Meister, nu. Știi ce? Mai bine spăl buci decât să link papuci. De fapt, da. All of Meister e mai ok. Meister. Joacă foarte bine All of Meister. Crippen, ce părere am despre Envias și Kinect? Nu, e o vrăjeală aia cu despărțitul de servere pentru Europe și restul lumii pe CSGO. Aș vrea să... Toată lumea își dorește chestia asta, la orice joc. Da. Și la Dota și la LoL și dacă bine. Apropo, uite, vorbeam cu un gamer, să zic așa, din state și spunea de... Mă luasem eu acolo în gură cu el despre comunitatea de... Român. Nu, despre comunitatea de gaming lor, de CSGO de fapt, de comunitatea de CSGO din America, că e foarte acidă, toxică și am mai folosit el niște adjective și... Na. N-ai înțeles bine engleza, dar... Și nu. N-am vrut să spun acum. În fine, și i-am spus că ei nu au ruși, nu au francezi, nu se iau decât pe ei. Știi, nu ai cum să spui că, frate, e comunitate nasoală. Înseamnă că, na, fiind doar ei între ei, e cam nasol. N-aș vrea să vină pe servere din România. Din România, din Europa. Că... Să ai wallpaper de XP pe Windows 10, asta înseamnă să fii mafiot. Ok. Așa e, ești mare mafiot. Strop sau poti. Da. AK ori AM4-1A. Depinde de ce joci, da. Mie îmi plac ambele, să-ți spun și sincer. Îmi place și AK-ul, îmi place să trag și pe AK-ul, să dau shot-ul ăla și așa. Îmi place să dau și cu M4-1 să nu s-audă nimic, na. Nu sunt și canadieni cu ei. S-ar putea să fie despărțită, să fie despărțite serverele în Nord America și America de Sud. S-ar putea. Pui emoti, da. Da. Pui munta. Așa cum mi se pare chestia cu Overwatch pe CSGO, mie mi se pare o tâmpenie, toți copiii dau cu părerea. Nu. Este o chestie foarte, foarte bună. Să nu de la Nova 2, mi se pare. Pentru că dacă 30 de persoane, știi cum e vorba aia, dacă 30 de persoane spun că ești bea, tu te culcă-te. Dacă 30 de persoane spun că băiatul ăla are coduri, după aia se duce, ăsta, demo-ul lui se duce mai sus la alții mai experimentați.
Și apoi, dacă și ăia spun același lucru, atunci își primește bani. N-o să-ți dea niciodată bani că s-a uitat 3 silveri sau eu știu, 3... Dar de ce Vedem că nu te... merge de la Dar silver. tu de ce te agiți atât de tare pentru chestia asta? Hm? Cumva Eu? folosești ceva? Nu folosesc nimic. Alexander Gaming Channel 3. A, el? Ia zi, de ce ți Ah. se pare o tâmpenie că te poate monitoriza cineva să nu fi banat? Să nu fi banat, să nu fi codat? Hm? Ia zi, folosești așa ceva? Probabil începi să transpiri când te înjură toți că vezi că văd că ai coduri. Da, clipa, Oh? ce părere ai despre XPC, echipa de CS? Păi eu sunt prieten cu toți, sunt prieten și cu ownerul Da, ok, XPC-ului. da, de treabă, da. Și e de treabă. De treabă. Și mi se pare că dacă s-ar antrena la fel de mult cum se antrenează până acum, cred că o să fie cea mai bună echipă, dacă nu e deja cea mai bună echipă de Counter-Strike din România. Sper să fie și afară, pentru că nu i-am văzut să facă foarte multă vâlvă pe afară. Sper ca în viitor să se schimbe chestia asta, să fie una dintre în top, măcar în top 30 în lume. Bă, Roxana, nu știu cine e Roxana, dar folosesc de când iau Viagra o mai mare. Roxana, deci exemplific din nou, Roxana, dacă atunci când e Viagra o ai mai mare, înseamnă că ai o problemă. Realizez că, nu știu dacă o știi, dar Roxana Babenco de fapt e fata aia care a fost babardită în anul 2013 de 5-5. Și acum a luat, deci recordul nu mai Păi este a ei, acum a fost în vasului cu 7-5. Păi caută-mă pe opt. Probabil de-aia are și numele ăla. Da, nu contează. Ideea e că dacă el zice sau ea zice că folosește Viagra, felicitări. Înseamnă că ți-ai găsit o problemă, o soluție la problema pe care o ai. Clipa în ce părere despre Sparkles că dă head cu AWP fără lunetă. E de treabă. No. Să-i Bun. cumpărăm o lunetă ca să-și pună ăștia Deci, acolo. ideea e în felul următor. Sunt mulți jucători care joacă foarte bine. Și, sau sunt unii care, nu știu, au niște momente când joacă foarte bine. Și se pare că ar avea hack. Da, și mie mi se pare. Băi, nene, ieși, nici nu-ți dai seama, frate. Deci nici, nu ți iese nici măcar, nu știu, un șiret de la bocanc, după un perete, după ceva, știi, și puf, headshot. Bă, du-te, bă, de aici. Ai coduri, cituri. Da, cituri, știi, și primul lucru ăsta e, bă, ai cituri, bang. Dar Uite, stai. pe urmă te mai uiți cum mai omoară încă 2-3 și îți dai seama, băi, asta e așa un pic, ăsta, parcă nu e chiar așa, uite, ăla l-a omorât, așa, nu are cod. Așa vor face și ea, să uită niște oameni care știu cum arată un jucător care folosește și cum se joacă unul care folosește coduri și cum joacă unul care nu folosește coduri, dar are skill. Probabil intră să mai uite și să vadă ce a mai jucat el și așa mai departe. Nu cred că o să curgă acum așa, fără număr, codurile, banurile pe conturile de Steam. Stați chill, că nu e chiar așa. Uite, ceea ce vorbeam. Bă, du-te în pâlâmă, tu mai faci ceva cu serverul ăla. Uite, frate, deci despre asta vorbeam. Ăștia sunt copii obsedați care Exact, orice n-ar aș mai face. deloc. Nu mai contează, te uiți pe o hartă, vezi pe unul care are 30 cu 0 și ceilalți toți încearcă să-l omoare 5-5. Hai să fim serioși, clar e banat, clar altceva. Uite, mă, doctor, e absolut sau Alaska, frate? Stazovski. Mai răspuns bine? S-a greșit. Trebuie să fie Clipa în absolut. care este cel mai bun AVP. Ăla roșu, m-am văzut eu unul mișto de pe la un. Ce rank are Hyper pe Beast. CSGO? Rank 1. 1. 1, frate. Rank. Eu am rank 1, da. Ah, 16 cred că, nu mai știu. Nu știu, am Am 10. 1. M-am jucat pe foarte multe conturi până acum și le-am făcut pe toate mai mari decât l-am pe al meu. Așa, frate, să mă văd și așa. Rank 1 am. Nu am mai mult 1. A observat cineva că dintre voi trei că de la 300 la 190 după... A, că Ia, s-a făcut auzi, că taceți mă drâchiu, că nu aveți habar de ce se... de la 300 la 190 după ce s-a făcut giveaway-ul. Așa și... Da. Digger sau pe 250? Pe 250. Pe 200. Digger-ul...
E foarte stricat în CSGO de la al doilea glonț. Trebuie să tragi primul glonț, să aștepți puțin și după care să tragi Nu al doilea știu, glonț. ne E mai foarte, gândim foarte data ciudat. viitoare pe cine invităm. Încă nu știu. Așa. Mousepad-ul credeți că este important pentru CSGO? Da, Și mousepad-ul, video. mouse-ul și Mouse, padul, căștile și căștile, monitorul, procesorul tastatura. și... Ce calcul, locul ăla unde te joci contează foarte mult. Netul, tot. Tecno sau CZ? Băi, aici e tricky pentru că Tecno are 20 și foarte multe gloanțe, pe lângă CZ care are 8 gloanțe, dar le trage 12. automat. 12 avea CZ-ul, parcă, Mi nu? se... Păi știu că l-a făcut la 8. Da, nu, i-au scăzut, nu mai are atâtea Da, mă, e foarte OP căcătoare. Deagle-ul, dar trebuie să nimerești Tecno, când avea cu... 32 de gloanțe. Da, pe ăla l-au făcut mai mic. După ce treci Știu, de pe nou, ea va avea. termin cu rușii. Finally l-au făcut mai mic. Da, nu știu, zic că... Ia stai că ăsta mă joc cu Cred voi că cu Glock. Tecno, să fiți Păi și sincer. noi putem să jucăm cu Glock-ul. Da, CZ are AIM, dar nu are gloanțe. Gândește-te că ești într-o situație de 1 la 5 și ce faci? Aia, doar nu o să trăiești la 1 la 5 cu Glock, cu P9, cu ce vrei tu, Cu n-ai cum. Tecno ai 24 de gloanțe. Da, frate, am înțeles, mi se ce vor se audă pe perete, ok. Da, și la Tecno, din câte știu, dacă nu are armură pentru cap, un Tecno glonț cap. am făcut eu bomba pusă pe Mirage Da și și am nu. stat Am la avut ei în bază, la dați în counter. care nu l-am dat, chiar fără armură, nu l-a luat. Creeper, my friend. Yes, my friend. Yes, my friend, yes. Danio. Mai degrabă joci cu glocul că nu știi să-l folosești. Da, nu știu să-l folosesc. Pilaf. Sunt risotto. Omor pe cineva și iarmă la rundă de pistoale. Bravo. Are animație mare de încărcare. Așa e. So what the fuck este cel mai bun ninja de pe Metin 2? Și nu știți cu ce legendă vorbiți. Păi, bă, poate chiar așa o fi. Dar noi am vorbit respectos cu el, adică. Da, adică cum se vorbește așa ca o legendă, cu o legendă, știi? Bă, nu, deja Roxana Babenco, Babadenco, asta, cum vrei tu să zici, cine crezi tu că ești, care nu ești în stare să spui numele tău acolo, știi, real name, ca să discutăm așa de la om la om. Nu, frate, nu, toată seara ai ținut-o numai în așa ceva. Da, probabil că tu mă plictisești. Da, îmi e somn. Că cineva în țara asta, ca să poată fi plătite alocațiile, trebuie să muncească, știi? Da, promis că dacă am căcat, mi le adun tu. Da, dar de ce fac mă de asta eu, bă? What the fuck? Nu. Da, o băieți, pe vreau să știu și eu cât mai stăm aici, că No, nu, mă nu, nu. duc, am chestionare și după, de fapt, să văd mai cu serverul care e viitorul. Bun. Frate, nu suntem Atunci... mă frați, stai chill că nu suntem frați. Nu suntem. vrem să-i mulțumim, să-l felicităm încă o dată pe Matiuc pentru câștigarea Da, i-a mers? Că nu, nu premiului. N-a știu. mai zis nimic, probabil că i-a mers. S-a spus de la Nu a spus nimic. Dacă nu-i mergea, știi cum e românul, când nu-i merge ceva, spamează. Bă, bă, nu merge, Ce ai... bă! Stai, uite, mă întreabă cineva ceva serios, că ce aș putea să iau pentru o durere de picior? Eu zic să iei drumul spre doctor. E cea mai bună soluție și să vezi ce ai la picior. Că nu poți să durere de picior. Nu știu. Du-te, frate, la doctor. Duceți-vă la doctor. Fără o Deci, fii atent. examinare completă, n-ai cum să-ți dai seama ce are omul. Danio, stai, un streamer german pe care l-am întâlnit când am fost la Gamescom, în fine, și avem noi o glumă cu banii, orice spunea el, eu îi spuneam să-mi dea bani, pentru ce? Respiri, dăm bani, dăm 300 de euro, că respiri. Și face el, că I paid for all your drinks at, la Hitbox Dream Cup. Și alea au fost date din partea Hitbox-ului, știi că a fost Hitbox Dream Cup pentru toți streamerii, partenerii Hitbox, Și asta e toată chestia cu banii. Foarte funny oricum. Puteți să vă duceți la el pe stream dacă știți germană, e ok. Tipul. Spuneți fictiș. Uite, now he's insulting me. Cine o?
Daniel. German. În fine. Ah. Bun, încă o dată îl felicităm pe Mateiuc pentru câștigarea unui joc Barkham Atman Arkham Batman Bar Barkaman Arkham Knight ăsta. Barkham Barkham Atman at Knight. Matnam, Așa. Îi mulțumim încă o dată și lui Bogdan So What The Fuck pentru prezența lui în emisie. vă mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat. Și probabil că o să-l mai invităm încă o dată. Când Nu o am să... înțeles noi foarte bine cum e cu metinul ăsta. Bine, n-a fost niciun stare să... Să vedem. După ce ia carnetul, o să vină, o să arate așa, uitați, eu o să pun acolo peste Vine, numele lui, stau, să pun vedem. mașina în spate, acolo. Mașină în spate, bineînțeles, de la Să Burago și sau la mașină Hot pe asta. Wheels. O mașină șmecheră de la Burago, Hot Wheels, ăștia, Faci și știi? tu live. Băi, omul are mâine Producători. sală, lăsați-l frate să mai învețe să se odihnească. Mâine are sală, om. Așa. Gata, nu mai puneți întrebări că nu le mai citim. Îl vreau pe AOD la emisiune în fiecare zi. Bă, nu știu dacă e posibil, dar... Nu mai citim întrebări, Bogdan. Gata. Gata? A, Gata. gata. Gata, Gianni. Păi ce ai Da, dar mie făcut? îmi place să citesc. Păi... Bă, s-ar putea să dau eu drumul la stream, deci dacă vreți să intrați pe stream, căutați pe Hitbox. Zi-mă, ce-ai? Nu mai zic, aștept să citește toate întrebările. Am zis că am anunțat doar că să încep stream, gata, poți să închizi. Da, deci... Uite, presupun că n-ai citit, mai citești și odată ăla. Da, să... Nu, ultimele cuvinte, că văd că iară începe lumea. Nu fac live și live o să fac următorul, o să fie pe data de 11, peste 2 zile. Asta dacă o să am sala luată. Dacă nu, vă înjur pentru că nu mă lăsați pace și îmi dați mesaje ca niște obsedați. Atât, ce Mulțumesc pot mult, să Roxana, și ție la fel, îți urez același urări de bine și o seară plăcută în continuare. Gata. Atât a fost. Eu vă spun la revedere. Gata? Gata. Da. Ok. Mersi că ați Ciao, fost bye. alături de noi O 2 ore jumate și până data viitoare, numai bine. Salut. Baba. Ciao. Pa, 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 pa. Salut, eu sunt Crippen, iar voi ați urmărit chat live pe care am prezentat-o alături de Bogdan. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu rămâne decât să ne urmăriți pe social media în linkurile din descriere, să ne dați un subscribe pe YouTube, iar dacă aveți cumva sugestii, folosiți cu încredere secțiunea de comentarii de mai jos. Vă mulțumim și până data viitoare, vă dorim dragoste, pace și înțelegere!